dau citirii convocatorului, avem o persoană să putem să prezint. Vă rog să vă prezentați. Nu, așa e procedura normală, nu? Cu permisiunea dumneavoastră, dacă îmi dați voi câteva minute să vă cunoștem, nu trebuie să vă cunoștem. Vorbeam a unui drum, cetățele, care este multe de dumneavoastră, care e mulți locoliți. Ați văzut ce se întâmplă, că toate calamitățile astea, apa nu mai merge pe alea două râpi. Sunt două râpi, de la Anghel până la Mitică, se tramitică la Valea altă râpă. S-a făcut la treia râpă, drumul. Apa merge pe drumul sus până în jos. Am tot pus domnului primar, domnului viceprimar. Am înțeles că nu sunt fonduri, nu sunt potare. Asta e unul cu băiatul ăla care vine mereu cu tractorul, când plouă a doua zi cu tractorul. Nu are ce se facă dracu. El bagă că nu poate, nici stânga, nici dreapta. Balatul a scos și l-a dus în mărgi. Și a făcut râd. Îl trage tractorul ăla. Vă rog din suflet, dacă puteți, hai să facem ceva cu mine. Că eu drumul ăla eu l-am făcut. Nu mulți știți sau puțin știți. Eu am făcut drumul ăla pe banii mei. Și-ar vrea ca să putem circula și noi în condiții omenești. Ca să nu mai avem probleme, că pe fiecare ploaie, eu ies cu pelerin în cap și cu sapar și la... În cetățenii care nu pot să-i oblig, eu spun la poate, fă-ți gâne de șarful, scârge apa, drumul, nu ies, nu vrea. Dumneavoastră mă dă puterea, înțelegerea de a-i convinge și zic așa, acum n-am nimic, eu mă cetățenii am mai trebuit, nu vă dați seama, am făcut acolo, acolo, față cu doamna directoare, dacă știți mult din rază, am tot așa. Turnat beton din drumul în oraș. De la el să iei motocul. Dar ți-ai făcut un mers. Bagă stup și tu nu faci intrarea, domnule frumos, pacient. Și în două păsă. Dumneavoastră aveți obligația ca primărie să mergeți să faceți tot ce trebuiește. Să puneți oamenilor să-și îndeplinească. Așa cum eu, un pensionar, am făcut 50 de metri de șanț pe banii mei, betonat, frumos, elegant, să fac fiecare. Dacă nu poate, să înjiți primăria. Iar domnule Trăisaru, ceea ce ați făcut cu drumul ăla acolo, capul ăla, dacă vrea să vă place, unde? La Ferenț acolo, vă place cum arată. De ce n-ați schimbat domnule înapoi constructorul să spun, băi, nene, uite, nu-mi place, vă văd ce e făcut aici. Unde? Că, dar poate nu cunoști sau da, eu cunosc, dar eu am ieșit din mandat. Domnule, în mandatul m-a dat s-o lucrat acolo. Era, nu, numai asfaltul s-a pus, atât pe el. Poate? După aceea, ecolii au rămas, nu s-a făcut. Cum s-a făcut totul? Asfaltul s-a făcut totul, dar după aia au rămas în baza celorlalți. Ceilalți trebuia să urmează. Să-mi certăm. Doamne, certăm. Sunt din materialul proiectant, când am făcut asta. Proiectantul ce-a fost, nu știu, cioban, văcar, nu știu, cunosc eu, că un băiat deștept înțelegea. Nu fac săpticotituri ca să ducă apa cu pietre. Dă pietre deasupra toate, m-am pus la toată ta. Am mers și acolo în poarta, când am plouat puternic, și am dat, domnule, cât pot să dau? Nu pot să fac lucrul ăsta. Ce mai zis, domnule, dacă nu ai nimic acolo, domnule, nu ai făcut treaba bună aici. Dă, domnule, jos, da, să meargă direct. Să ducă apa la râu, nu să mai meargă pe după la Gică Toma, că-i piatra până la Gică Toma. M-a dat mai văzut, domnule, m-a dat treaba bună. Asta mi-a zis doleanța mea. Dacă nu i-ați luat, îmi considerați bine aș fi și... Asta e și o variantă. Am văzut și eu acolo la televizor, niște cetățeni harnici, gospodari, din Baramure, și-au betonat 1000 de metri. La noi n-ar fi, domnule, cât 300 de metri pătrați. Cât cu arătul ăsta, domnule, punem și noi bani, să betonăm. Linear, nu linear. Poate? Linear, un kilometru linear, un kilometru lungime, dar am calculat și aici la 900 de metri, asta e 300 de metri lungime, pe 3 metri, asta e 900, 1000 de metri maxim aici. Da, dar dumneavoastră, consiliul, puteți stabili un lucru care se poate face, se poate realiza, ca să mai avem nevoie. Că dumneavoastră avem de plăcere, că plătiți mereu. A plătit mâinii vine la cură, domnul zi, în degeaba. Ia piatra, mă duce la deal, apă, o plimbă la mare, drumul tot nu rămâne, rămâne de cu... Domnul, da. Domnul Bugaciu, domnul Talau, trebuie vrea să vă adesez întrebare și domnul viceprimar, vrea să vă dea un răspuns. Domnul Bugaciu, aveți dreptate și situația noastră nu este similară. Deci toate drumurile din Măgură sunt bani. Bani sunt, dar mai că se cheltuie prost. De exemplu, în loc să facem drumul ăla de noastră, noi vrem să facem zilele comune. Adică, cu 600 de bani, cred că putem să rezolvăm o problemă la noastră sau nu știu care. Deci bani sunt. Mă bucur, dar ce să nu considera că lucruri urgente ar trebui luat. Domnule, dacă îl fac o dată, nu fac, nu ar mai fac. Ca să înțelegi noastră. Drumul s-a făcut, drumul, când a fost prin mandatul domnului Trăistaru, dumneavoastră au făcut asfaltul. Rigolele s-au făcut pe mandatul nostru, ca să știți. Proiectul domnului. Domnul Bugaciu, ca să ne am înțeles. Domnul primar și apoi domnul vice. Da, am plecat. Domnul Bugaciu, nu vreau să vă dau domnul primar să răspundă la vot.
Eu zic că dacă s-a făcut asfalt și pori, asta e un lucru bun, nu-i rău. Că au greșit un pic proiectul acolo, nu știu eu de acordul cu asta, n-am înțeles logica pentru care au făcut subtraversarea acolo. Traversare, practic, nu subtraversare. S-au dus la GKT om acolo, dar probabil că o logică trebuie să aibă. Și până la uite, au proiectat, chiar o să-i fac o adresă să-l... Corect. Și poate tot prin ei. Așa e. Trăim vremuri pe care nu le-am imaginat pe care nu le-am creat. Vijelii, furtuni, de două luni de zile plouă în continuu. Așa este. Suntem înțelegători, dar nu trebuie să așteptăm să mai facem o rămână. Eu am înțeles cu dumneavoastră. Am înțeles. Și așa să ne vedem de două principale. Și într-adevăr, cam în cumva ce făcut. Îmi dați voie să mă răspunsul. Toate drumurile sunt în starea în care din care o știți și dumneavoastră, nu sunt tocmai practicabile. Ne-am străduit în toată perioada asta să le ținem la un grad de funcționalitate pe cât posibil normal, zic eu așa. Nu are nicio legătură ziua Comunii Măgura cu drumurile despre care le vorbea domnul Talau. Nu ne facem campanie electorală aici, dar așa înțeleg unii să găsească soluții. Și rezolvăm la probleme și la toleanțe de dumneavoastră. Pot da un exemplu din bun, că drumul, de exemplu, la Vila de Al, e foarte bun. Mamă, ce e foarte bun. Cum drumul ăla se poate merge? Este foarte bun. Nu are o dinație. Nu are șansă. Dar dumneavoastră, nu are dinație. Dar tot tractorul, vezi că nu poate să ducă, să aducă balasul, să aducă de mijloc. Este mai larg, se poate lucra mai lezi, mai ușor acolo. Acum asta e mai îngust, e un pic mai nevoios. Dar o să ne străduiesc la lucrurile. Dar dacă se duc la cine poate răspunde, să-l aducem la stadiul în care trebuie să fie. Eu sper că puteți să fie cuvânt. Da. Eu mulțumesc, Vă mai așteptăm și mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă să dăm drumul citerii conflucatului proiectului de hotărâre. Ca apoi să le supunem ordinezii. Avem și o suplimentare, doamna secretar. O să ne vorbească înainte. E o chestie simplă. Bun, proiect numărul 1. Hotărâre privind însușirea avizului tehnic de principiu, privind alimentarea cu gaze naturale, a localităților Crihan și de Alumare, comuna Măgura, județul Bacău. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunii Măgura, județul Bacău. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții, numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunii Măgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunii Măgura. Numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a Comunei Măgura, județul Bacău. Proiectul numărul 5, proiectul de hotărâre privind alegerea prefectului de ședință. Avem și două procese verbale. Procesul ședinței ordinare de luna trecută și procesul ședinței extraordinare. Da. Cine este de acord pentru ordinea de zi? Avem prezența pentru aprobarea lor. Avem avizii favorabile de la două comisii. La Comisia Învățământ s-au dat avizii nefavorabile pentru rectificare buget, zic bine, da? Organigramă da. Și plan de ocupare. Dar asta nu împiedică cu nimic dezbaterea lor în ședință. Bun. Dați-mi, vă rog frumos, procesele verbale să dau citire. Nu ne-am dat de mână, sunt... Da, e bine. Nu a fost extraordinară prima, că e fost ordinară. Este ordinară și după aia de îndată. E așa, e bine așa. Am rămas aici. Da. Atunci. Doamna secretară, vreau să luați în vedere cu președinte de ședință la această... Ședința de Consiliu Local a fost domnul Veruș Proceanu, domnul Radfu, Răducu Florezin. Da, hai, pentru aia am fost și pe Facebook, știu. N-am mai urmărit Facebook-ul zilele astea. Cine este de acord pentru procesul și verbal al ședinței ordinare din 28.06.2018? Domnul președinte. Da. Înainte de a spune la vot, ca să nu justific votul, vă rog să-mi dați voie numai două cuvinte. Vă rog, și apoi domnul Radu. Doamna secretară, cu tot respectul care l-am față dumneavoastră declarat public, nu pot fi de acord cu procesul ăsta verbal. Nu din alte motive, ci pur și simplu nu mă regăsesc. Nu. Deci nu vă supărați. Nu mă supăr.
Dacă sunt completări sau omisiuni, deci nu, cum să spun, nu susțin nici să fie un proces verbal de 30 de pagini. Da? Bun, dar puteți să-mi spuneți ce e, că nu... Eu nu mă regăsesc, nu știu ce am vrut să spun acolo. Mă iertați, nu eram nici beat, nici sub influența narcoticilor, nu. Dacă el o să... Deci are probleme. Deci două cuvinte dacă le scrieți la cei care, da? Mai vorbești și... Da, atât, da. Mulțumesc. Pot să revin, nu e nicio problemă. Da, asta a fost filmată, doamna. Bun, domnul Radu, asta doriți să... Aceeași doreană, aceeași... Sunt punctate, sunt scrise în procesul verbal intervenției din consilierul, așa că parcă n-au nicio noimă. Dacă vreți să vă citesc o propoziție, spune undeva, nu știu ce spune pe acolo, că cu cheltuie un sofrului, bani cu consultanța pentru servești. La un moment dat, nu vă considera de lucru, avem o mână pentru bani, dar nu știu de unde vrei să... Putem să amânăm, dacă nu vă deranjează pe mine, nu, să amânăm întrebarea lui, să mai... Da? Și eu aș vrea să... Intervenția scrisă a consilierului în procesul verbal? Nu înțeleg. Nu spune nimic. Dacă ce îi citești în procesul verbal? Nu știu dacă înțelege ceva de asta. Am și eu de... Bun, am să înțeleg. Da, ok, vreau să spun și eu ceva. Îmi dați voi, domnul Talam? Vă mulțumesc. Am luat în ședința trecută ordinară, am luat cuvântul și am spus că... Bine, citez. Domnul consilier Brânjul Lucian, am citit aceste proiecte pe care le propuneți. Sunt ceva cheltuieli, unele vizibile de la bugetul local. De fapt, nu sunt vizibile, sunt eligibile de la bugetul local. Eu așa zic că am vorbit la data respectivă. Când noi foloseam reportofonul pentru înregistrarea ședinților, pot spune că procesele verbale erau mai complete. Mult, mult mai complete și reflectau într-adevăr realitatea. E posibil, într-adevăr, ședințele noastre ordinare sunt filmate și rămân înregistrări, dar n-au rămas, cel puțin în Consiliul Local, nu a venit nicio copie a proceselor, a filmărilor respective. Sigur. Sunt la noastră? Nu ne-ați spus niciodată că sunt înregistrate. Ce sunt? Nu au fost informate. Toate ședințele s-a dus și dacă procedăm, dacă procedăm, dar privatele sunt și cum? Sigur, se aduce domnul cameraman când vine la următoare ședință sau trece domnul de la Exclusiv TV? Dar ce sunt dar private, da? PSD. PSD? Da. Bun, eu, ca să fim mai, să fie mai bine scrise aceste procese verbale, eu propun să trecem în continuare la reportofon, că erau mult mai bine înregistrate, luate în evidență intervențiile noastre, ca să nu mai spun că la ședințele extraordinare nu există nici măcar filmarea și nu există nici înregistrarea. Dar eu vă propun următorul aspect, vreau să zic. În momentul în care vorbesc 2-3, scrieți simplu. Discuții și ați terminat. Dialog de nu știu care. Și ați terminat. Că nu sunteți obligată să dezlușiți fiecare genet. Pentru că la doamna Dăstărescu acolo este nevoie de 2 săptămâni. Ca să fac un proces verbal la ci discuții. Dacă sunteți de acord, completare pentru asta.
Eu sunt de acord și cred că este foarte bine și eu propus doamna secretară. De asemenea, sunt de acord cu domnul președinte de ședință că ședințele privesc înregistrate și, cum a spus domnul Chitic, dacă sunt discuții, așa, pentru că asta nu este, sincer, nu este un proces verbal, pentru că și eu am zis, pot să zic foarte multe chestii. Bun. Cine este, sunteți de acord? Cine este de acord cu propunerea domnului secretar de a, de a reface procesul verbal să-l amânăm pentru data viitoare? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? 13 pentru. Bun. Al doilea proces verbal, procesul verbal al ședinței. Nu pot spune dacă să le vezi. Să le vezi al doilea proces. Sau? Nu, dar la ordinare sunt din domnii de la excursie. Când sunt din dată sau când sunt extraordinare, nu sunt înregistrate. Iar acolo tot un proces de relație face și se face exact cum se face acest deci proces. Deci eu țin minte, țin minte, domnule, dar toți suntem la discuții despre reportofon. Noi am votat în procesul local înregistrarea cu reportofonul, nu? Ei, când s-a luat hotărârea să nu se mai registreze cu reportofonul, nu s-a luat. Solicitarea în Consiliul Local. Sper că domnul de ședință să apară reportofonul pe masă. Cine este de acord cu procesul verbal al ședinței extraordinare? Din data... Poftiți? Din data, mă scuzați, ședința din data. Din data de 3-7-2018. Cine este pentru? Cine este pentru? Eu n-am participat. Da. Eu nu. Stai, țineți pe ei sus încă o dată ca să poată număra doamna secretară. 4, 5, 6, 7. 7 pentru. Și suntem 13, da? 6. Abțineri sau împotriva? Cine este abțineri? Cine este abțineri? Mă abțin că n-am participat. Da? Mă abțin. A fost 6 și a fost 6. 6. Era și domnul Mudeamă. Deci au fost 10 persoane. 10 consilieri. De 10, de la 7 până la 10. 6 abțineri. Nu știu cine a fost și nu a votat. Dar dacă au fost, stați un pic, dacă au fost 10 prezenți, nu poate fi 7 împotrivă și 6 abțineri. Nu e regulă. Corect. Eu dacă am fost la ședință, nu am fost, clar. Eu am fost la ședință și m-am și abținut. Aia ce? Bun. Deci nu am fost domnul Talal, domnul Trăitaru, domnul Niță și domnul Chirica. Deci 12. 4 din cei 6 abține. Stimați colegi, la propunerea domnului primar, să începem cu proiectul numărul 4 după ordinea de zi privind rectificarea, să profităm cu doamna contabilă că s-a un program, să nu stea prea mult este, că nu are rost. Sunteți de acord să începem cu proiectul numărul 4 pe ordinea de zi? Da. Da? Perfect. Bun. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea numărul 2 a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al comunei Măgura, județul Bacău. Doamna contabilă, vă rog. Da, rectificarea numărul 2 nu are la bază sume primite de la bugetul de stat sau de la Consiliul Județean. Rectificarea s-a făcut în baza analizei costului de execuție la 30 iunie și în baza virărilor de credit de la un capitol la altul pentru acoperirea nevoilor stringente ale primăriei. Da. Acum. În urma analizei contului de execuție s-a constatat că doar la un, la un singur cod de venituri a fost o depășire față de prevederile inițiale, respectiv la taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare. Au fost prevăzute buget 7.000 de lei până la 30 iunie și încasările au fost de 12.000, deci influența de 5.000 încasare în plus o regăsiți la anexa 1, da? Apoi. La cheltuieli. La cheltuieli. În cadrul capitolului părții de cheltuieli s-au efectuat virări de credite de la un capitol la altul pentru acoperirea următoarelor nevoi. După cum știți, în luna mai s-a aprobat două hotărâri de Consiliul Local referitor la plata comisioanelor de emitere a scrisorilor de garanție bancară. Și acolo, la unul din articole, ați fost de acord ca la următoarea rectificare să punem bani pentru acoperirea comisioanelor, respectiv 40.000. Asta a fost stringent, ca să putem achita comisioanele de emitere a scrisorilor de garanție pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă,
reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural, sat Mărgura și celălalt proiect, înființare și dotare grădiniță, două grupe cu program normal și două grupe cu program prelungit. Așa. În altă ordine de idei, ținând cont că la capitolul drumuri și poduri s-au primit gratuit 2000 de metri cub de pietriș. Ulterior aprobării bugetului inițial și n-au fost prinși banii aceștia, cheltuielile acestea pentru plata transportului pietrișului, agregatorul minerar, cum se cheamă, și așa exploatării, da, au apărut cheltuieli suplimentare față de bugetul inițial. Și întrucât au fost emise facturi și cu scadență primul semestru, am luat bani de la alte capitole, da, și am acoperit drumul și podul. Acum vă detaliez eu, ca să vedem de unde și cum. Așa. Da, am luat de la capitolul 61, alte cheltuieli în domeniul ordinii publice, 6.000 de lei de la bunuri și servicii. Da? Așa. Am luat de la, vă spun întâi de unde am divinat și apoi unde am pus, da? Am luat de la de la alimentare cu apă am luat 10.000 de lei, de la bunuri și servicii. Acei bani noi am pus inițial pentru acoperirea costurilor cu plata unui expert contabil, care bănuiesc că n-a fost nevoie până la urmă de un raport de expertiză contabilă pentru preluare sistemului de alimentare cu apă și am divinat cu 10.000 de lei. Bunuri și servicii. Am mai lăsat ceva bunuri. Da. Am mai lăsat vreo 6.000 de lei. Pentru ceea ce am putut noi ședința trecută, vis-a-vis de evaluarea bazinului de acolo, din matura și matura. La iluminatul public am luat de la bunuri și servicii, nu de la plata facturilor cu consum efectiv de energie electrică, de la mentenanță, până la momentul de față nu au pus facturi cu mentenanța, au nevoie. Deci am divinat 20.000 cu bunuri și servicii. Sigur, înțeleg că facturul de iluminat propriu este 50.000 de iluminat public, mentenanță. Da, mentenanță plus Și nu-i mentenanță și nu-s facturile, nu? Deci sub capitolul 7. Dumneavoastră ați luat bani de capitolul sub capitolul 7.006, da? 20.000 din 50.000 de lei, nu? Asta dați mă înțelegeți. La bunuri și servicii sunt în total 150.000 de lei, da? În care sunt aliniate consum de energie electrică o anumită sumă, iar materiale și prestări servicii cu caracter funcțional 60.000. Am diminuat 60.000 cu 20.000 și am mai luat 40.000. Asta e mentenanța, da? Așa. Bun. Așa. Iar, haideți un pic la investiții, am intrat un pic. La alimentare cu gaze în localități, da? După cum știți, în lista de investiții ați aprobat inițial extinderea rețea de gaze naturale în satul Chihan și Vâcel. Întrucât sunt proceduri greoaie pentru obținerea autorizației, licenței pentru această zonă. Anul ăsta am înțeles că nu se finalizează. Să vă contraziceți puțin cu un proiect de hotărâre de care avem astăzi cu ordinea de zi. Avem un proiect de hotărâre la numărul 1, un proiect de hotărâre privind înfășirea listei mici de principiu, privind alimentare cu gaze naturale, al localităților Crican și de alumare cu Comuna Mărgura, județul Bacău. Așa. Da, dar nu se consumă. Da. De ce sunăm 26.000 de aici? Pentru că avem cheltuieli de astea care sunt urgente. 40.000 dăm pentru comisioanele astea. Mai avem niște facturi de foarte multe vreme la drumul și așa nu acoperim, am mai pus un pic acolo ca să acoperim de la transportul din Astea de 2000 metri. Cum și mai aveam la Angel, la care n-am dat niciun bani să fie cu ăsta. Și asta să dăm câte un pic din fiecare. În condițiile în care vom primi și aici, și eu sper să primim în curând, am vorbit cu doamna Herda, să primim avizul și pe Vâlcele. Dacă ne încadrăm în timp, o să luăm din altă parte și să ducem să acoperim suma completă aici, ca să ne apucăm efectiv și de lucrare. La momentul ăsta nu ne sunt necesare clipa asta. Știți cum s-a întâmplat? În clipa asta nu ne sunt necesare. Nu avem ceva ce de aici. Da. Când luăm bani la investiții, să mergem cu funcționare, ne se pare o apucare foarte greșită. Dar nu mergem cu funcționare unde? Mergem la ZZZ.
zic, marea majoritate a banilor merg pe ICPASE, peste sursă de garanție. Dar nici nu putem lăsa cheltuielile astea curente să lăsăm la nesfârșit. Să fac lucrurile astea de multe bani. De garanții bancare, mulți eram nenumuleți. Domnul Chitic, că are ceva de întrebat și apoi domnul Talar. Doamna, pe care nu mai aveți, ați fost... Eu vă spun, v-am spus să v-am prezentat diminuările. Acum vă spun la ce... Deci, da? Unde s-au luat bani? Nu am avizul cu venit pe Bruxelles. Am avizul, cum după cursul de neapă, care gastru și odor și la... Avizul pentru obținerea licenței pe Trihan și Deanul Mare. Dar care nu mă ajută, nu înțelește în orice legătură cu ce avem noi acolo. Deci au mai rămas 100 de mii de euro. Poate să discutăm și partea, da. Și am lăsat 100 de mii de euro acolo, ne-a atins. Da? Deci am lăsat. Și acum vă spun ce-am făcut cu banii aceștia. I-am dus așa, de 20 de mii de lei, i-am dus la învățământ, pentru plată comisioane și alte costuri aferente într-un cultură, pentru înființare, pentru plată comisioane la proiectul înființare grădiniță două grupe, 20.000 am dus aici. 20.000 am dus la cămini culturale, da? Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor, 20.000. 40. După aceea am dus 6.000 de lei la investiții, în completare la înființare 5 stații de autobuz pe ruta 119B. Inițial au fost aprobați da, 25.000. Au fost aprobați 25.000, dar nici nu mi-am chipuit cum pot fi așa costuri pe drumul județean. O trebuie să facem o grămadă de alte cheltuieli, cu ridicări topo speciale, cu aprobări la drumul județean, cu studiu geo, cu fiecare stație în parte făcut documentații cadastrale pe zonă efectiv determinată, zona în care vine amplasat, deci niște costuri suplimentare pe la care nu m-am așteptat. Dar dacă vreți, pentru ședința următoare o să pripun la discuție exact cu deamănul cu fiecare parte. Dar nici nu ne acum. Da, doamnă, dacă vreți să puteți să fac de elumerați un pic la cea cheltuie în urmă. Așa, da. Numai visuri de alumnul județenii costuri 1.100 lei, ca să vă mulțumesc. Da. Studiul geo 10.000 de lei, ridicând topo 3.000 de lei pentru toate stațiile pentru drumul județean. Deci chiar pe el, care nu le-am avut. Studiul geo 10.000 de lei. Vă rog, domnul Talat, să spuneți. 10.000 de lei, 10.000 de lei. Domnul Talat, era domnul Chitic și apoi dumneavoastră. Domnul Chitic. Doamna contabilă, vis-a-vis de sume, de unde le-ați luat și unde le-am dat, eu nu am absolut nicio problemă. Am înțeles, e ok. Eu altceva vreau să vă întreb. La începutul intervenției dumneavoastră ne-a spus că ați făcut niște analize și așa mai departe. Am o întrebare. Execuția bugetară pe anul 2017, când ați prezentat? Eu nu mai țin minte. Da, aveți dreptate, domnul. Aveți dreptate, dar acum luna aceasta o prezint la 6 luni și prezint și... Într-adevăr, au fost proiecte, eu vă spun sincer, n-am mai putut să fac față. Multe proiecte, multe situații, am fost președinte comisiei la, nu știu câte, la două, trei proiecte, multe situații, multe astea și nu. Într-adevăr, am omis să vă prezint, dar vă prezint pentru păi rugămintea mea către domnul primar, în primul rând. Așa e. Schema la doamnă e completă? Schema din cadrare, la contabilitate? Nu. Acolo trebuie să pedalăm, domnul primar, nu la spații verzi la șofer. Noi avem o persoană sală, putem să prezintăm. Vă rog să vă prezentați. Nu, așa e procedura normală, nu? Cu permisiunea dumneavoastră, dacă îmi dați voi câteva minute despre voi cunoștem, nu trebuie să vorbesc în mod. În problema unui drum, cetățele, care este multe de dumneavoastră, care e mult locuit. Ați văzut ce se întâmplă, că toate calamitățile astea, apa nu mai merge pe alea două ori. Sunt două râni, Rania, Băva, Mitică, se transmitică la Valea altă râni. S-a făcut la treia râni, drumul. Apa merge pe drumul sus până în jos. Am tot pus domnului primar, domnului viceprimar. Am înțeles că nu sunt fonduri, nu sunt potare. Asta e unul și pe acolo care vine mereu cu tractorul, când plouă a doua zi cu tractorul. Nu are ce se facă dracu. El bagă că nu poate să nici stânga, nici dreapta. Balanțul l-a scos și l-a dus în mărgi. Și-a făcut râni. El trage tractorul de altă. Vă rog din suflet, dacă puteți, hai să facem ceva, domnule, că eu drumul ăla eu l-am făcut. Nu mulți știți sau puțin știți. Eu am făcut drumul ăla de banii mei. Și-ar vrea ca să putem circula și noi în condiții omenești, ca
ca să nu mai avem probleme, că la fiecare floare, eu ies cu pelele în cap și cu strafă. Avem 26.000 și ceva. Domnul președinte, stimați colegi, mie nu mi se pare corect și normal să tăiam de la investiții, adică la extinderea de rețea gaze naturale și în satele Deavul Mare și Crihan și să ori ducem banii, nu știu, la aș vrea să, alte... Domnul Dălăr, spuneți, am înțeles, vreau să vă completez un lucru. Nu completez. Noi știam de acest balast pe care l-am primit de la prefectură, de anul trecut știam despre el. Când s-a construit bugetul, nu s-a luat în calcul și transportul lui. Și trebuia luat în calcul chestia asta. Și în primul rând aș vrea să vă rog pe unul viceprimar în ședință, ca la ședința următoare de Consiliul Local să-mi fac un raport complet al balastului consumat, droguri, să vedem exact unde s-a dus balastul respectiv. Cred că o lună este suficient să știm exact cum s-a consumat balastul respectiv, dacă mai avem de stoc și care a fost cheltuiala totală cu balastul respectiv. Da. Noi avem un proiect aici. Primul proiect este să însușim Deci aici avem primul proiect de ordine de zi este însușirea aviz tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale a localităților Chirihan și Dealul Mare. Deci aici avem să tragem gaz pentru Chirihan și Dealul Mare. Și acum îmi spune, hai să tăiam de la banii care i-am alocat pentru Crihan și Dealul Mare, că nu știu ce, că e timpul scurt și nu-i cheltuim până la sfârșitul anului. Hai să ne grăbim, Doamne, să ținem afițele și să cheltuim, nu să-i tăiam de acolo. De ce n-am luat bani de la zilele comune? Pentru că mai important, Constanța, județul Constanța, care are nu știu cât, miliarde, nu știu care, a renunțat la zilele cu Constanță și banii aia au dirijat către un proiect de investiții. Și noi, comuna Măgurău, și așa, ca cu sondamente și apă, și așa, punem, tăiam de la gaz și punem în alte părți. Nu-i normal. Mulțumesc. Vă rog, domnul Ce. Vreți vă luăm răspunsul domnul Talat? Trebuie să dați la colegi. Mi-e vreți noastră. Deci nu v-ați ascult niște întrebări, nu? De ce nu luăm banii? De ce chiar luăm banii la gaz și nu luăm? Aș vrea să vă spun că n-am să renunț niciodată. Când voi fi primar, n-am să renunț niciodată la zilele comune. Sunt nicio formă. Și nu sunt 6 de milioane alocați pentru ziua comună, sunt 400 de milioane. Cum ați afirmat dumneavoastră la teritoriu, de 6 luni, nu 6 luni. Vă costa mai mult, dar am să vă fac o așa, să vedeți pe lângă cheltuielile adiacente, pe lângă zilele, pe lângă firme care i-ați ajutat. Am explicat domnul Berușcu de ce am procedat așa. Am luat cei 26.000 de lei de la gaz, pentru că la momentul de față nu avem extindere pe buget. Am lăsat un miliard în schimb acolo. Pentru că e bine să rămână acolo. Când vom primi avizul de la Deogaz? Și eu sper să primim în curând. Dar ține foarte mult, aș vrea să mă anunț că ține foarte mult și de documentația și de lucrările premergătoare pentru extinderea pe Crihan și Teodor, ceea ce înseamnă 4 miliarde și ce ați văzut dumneavoastră acolo este doar cu finanțarea Deogazului pentru lucrările premergătoare extinderilor de rețele în Crihan și Dealul Mare. Deci ce ați văzut dumneavoastră acolo în aviz, 4 miliarde și sunt cheltuieli de cofinanțare pentru premergătoare, redimensionare de conducte, schimbarea unor tronsoane de conducte, redimensionarea stației de la pădurele. Nu știm deocamdată, așteptăm de la doamna Hedda să ne dea avizul pentru Vâlceni. Posibil să ne aprobe, să facem extindere acum, dacă ne permite presiunea pe care o avem în instalație. Despre asta vorbim de fapt. Despre presiune. Dacă nu avem presiunea necesară, va trebui să așteptăm prima dată să facem lucrări despre care v-am vorbit.
pentru obținerea licenței pe cele două localități. Dacă ne dă avizul favorabil, atunci vom lua din alte surse, poate chiar și din alte surse. E vorba să facă o rectificare după 15 august. Sau din ce avem noi în buget și să ducem banii pe capitolul respectiv. Să dăm drumul la treabă dacă vom avea avizul favorabil. La momentul ăsta nu avem avizul favorabil pentru Bucele. De asta am procedat așa. Nu am o problemă cu extinderea rețelei de gaz pe Sohodol sau pe Dealul Mare, Doamne ferește. Dar nu ni sunt de folos acum la momentul ăsta. Așa, avem niște cheltuieli foarte, foarte urgente. E vorba de scrisoare de astea de garanții care nu mai pot supera. Mai și niște facturi foarte vechi. Foarte vechi. Că nu dați în lași pe aici. I-aș mai fi aș lăsa și aștepte după 15 august în coronat. Este inuman. Nu știu, oameni care cheltui motorul la undeva pe martie, aprilie, se ții până la sfârșitul lunii, septembrie, parcă nu normal. Sunt colaboratorii noi și bine să fim ferme în față de ei. Domnul primar, eu n-am nimic cu zile comune. Numai că suma este foarte mare. Deci sunt localități cu costul de bani. Eu v-am propus că fac gratis zile comune și v-am dat. Vă rog să mă lăsați să vorbesc pe semnul acestui proiect. Mi-a fi plăcut că ăștia 26.000 de domnule primari, să nu-i luăm, să-i tăiem din un obiectiv de investiții, mi-a fi plăcut ăștia 26.000 de lei, ca o instituție exclusivă care am putut fi, în licitația lucrării din Sohodol, nu era obligatoriu ca acea lucrare să coste 2 miliarde de lei. Noi 2 miliarde s-au alocat, în fix 2 miliarde a fost aduși la care nu s-au alocat 2 miliarde. Dacă s-au alocat 2 miliarde. Doamna primar, doamna contabil, tu cu cei 65.000 de lei, eu vorbesc pe lucrare. E unul, dar aia 65.000 lei tot îi dădea fix că noi, dacă găseam lucrarea la 1.700.000, noi economiseam 25.000 de lei, care acum puteau pleca dintr-o economie, nu din gloarea banilor de la investiții. Din principiu, pe gazul era 2 miliarde jumate. Domnul primar, noi am alocat niște bani și fix aia s-o cheltuim. Dacă nu este hotărâți dumneavoastră dacă aprobați trezorile de finanțare sau nu, poate ați aprobat ședința trecută. Dacă nu ați vreți la spate, nu ați vreți la spate. Eu ne-aș fi domnule primar, ca întotdeauna să căutăm să economisim niște bani undeva. Nu o să fim nevoiți să facem tot felul domnul de lucruri. Domnul Belușcă, nu e corect ceea ce spune. Știți foarte bine că am economisit la sânge. N-am angajat consultanță pe anumite proiecte. Am făcut tot felul de lucruri care să scutească bugetul de cheltuieli de cheltuieli mari. Este ce vorbim. Domnul Găscă, este ce vorbim. Eu ne-am încercat ce am zis. Da, bine, ce ați fost dumneavoastră, domnule. Avem două proiecte PNDL depuse fără consultanță. Avem Budo fără consultanță. Acum ne-am făcut economie. Păi da. Da. Am avut consultanță PNDL cumva și de dumneavoastră. Uite asta. Domnul Dăscrescu. Da, să vreau să mă întreb cu divea. Considerați dumneavoastră că e mult sau puțin valoarea acestei. Eu am zis chestii mult. Eu zic că corect era când se propune, când există o licitație. Când există o licitație pentru un obiectiv. Cum este din investiții, corect ar fi să fie vreo 2-3 oferte, să se bată cineva pentru ofertele respective și să vedem că, fără să lucrăm la proiectul tehnic, trebuie respectat. Ei, atunci, firmele, când se bată oferte, mai las unul 100 de milioane, mai las unul 200 de milioane și în felul ăsta se face economie la bugetul local. Primul venit, primul servit. Dacă vreau voi, domnul președinte, dumneavoastră știți foarte bine că s-a citat, nu? Da, tocmai de asta știu cel mai mic. Haideți să fim realiști. Vin eu cu două firme și nu iese prețul cel mai mic. Vă știți foarte bine. Aici pot să vă tratez cu prețul corect. Dumneavoastră e... Prețul corect. E ăsta de credinați cu domnul primar. Nu, dar vă... La ce vă referiți? Vă să vă apăs de orice, dar de chestia asta nu. Știți foarte bine. Eu tocmai de asta vă spun. Cum să vă licitați? Cu trei firme vin și prețul corect. Nu e adevărat. Aici s-a făcut prețul corect, pot să vă garantez că prețul bate prea. Domnule Rânducă, vă rog. Pentru ce aia trebuie să-ți o licitație ca să obții cel mai bun preț, nu? Așa e logic și normal. Se întâmplă o idată că cel care găsește licitația să nu poată să facă treaba. Cel mai la nivel de exemplu este cu tot ce care au prins lucrarea cu centura Bacău. Și care au contestat din nou nu sunt tot cei care contestă, sunt alții care vor să facă treaba. Nu știu, poate mai bine, poate la fel mă duc ceilalți. Zic că
dacă evaluarea euronului este de 2 miliarde jumate și lucrarea se face cu vreo 2 miliarde, zic, e totuși o câștigă. Eu am vorbit de ce bani este alocat, domnul. Deci au fost evaluată lucrarea 2 miliarde jumate, s-au alocat 2 miliarde și se cheltuie 2 miliarde. Din aia 2 miliarde mai dă euronul vreo 600 de milioane, eu zic că e bine, deoarece e bine. Să facă treaba bună cine ce s-a apucat cu treaba. Eu îți aș fi mulțumit să cheltuie toți banii care sunt alocați, dar să iasă treaba pentru ei. Nu să vină cu remedie, nu să vină din nou proiectanții să reproiecteze șanțuri sau alte proiecturi care să facă ceva. Eu sunt de principiu. Facem economii, ne ieftinim la tărâță și ne scumpim la pâine curată. Facem treabă pe 2 lei și 2 lei o să avem lucrări. Nu se face așa. Eu zic că e bine, bine să se facă treaba bună de la început. Nu neapărat să facem economii. Dacă se poate face și o economie, asta e altă discuție. Nu sunt potrivit. Dar sunt de principiu că o lucrare bine făcută, plătită cât trebuie, e mai bine să fie făcută așa decât să folosească materiale conforme, țevi, care după vreo 5 ani grabă, ați văzut și cu țeava Bacăului, se întâmplă. Da. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul Cristian, vă rog. Eu tot am așteptat, pentru că în Sohodol cred că trebuia făcut și Vâlcica totodată, pentru că este același sat. Sohodolul, Vâlcica, aparține de Sohodol. Domnul Marian Macuză, că nu vorbiți pe imaginea proiectului. E proiect. Dumneavoastră, cine adică să poate la investiții de rectificare care s-o la pentru că, da. Ca da. Să lămurească domnul Marian, că vorbim despre proiectul numărul 4 de ordinea de zi, da? E legat de finanțare. Deci noi facem o altă finanțare după asta, când se va primi aviz, când pentru același sat trebuia odată primit avizul pentru absolut toată lucrarea care este începută ca investiții. Nu s-a mai dorit a fi schimbat proiectul în momentul respectiv. Asta a fost nu cred că era o soluție, este o soluție păguboasă pentru Consiliul Local. Păi de ce să fie păguboasă? Da, din cauza că vom cheltui bani mai mulți pentru ca să mai facem încă o dată, dar să vedeți că conform legii s-ar putea ca să fie ilegal, din cauza că este același sat și trebuia prins, dacă s-o prins o parte, trebuia toată prinsă să aibă avizare și începerea lucrării. Gata. Restul discut la proiectul celor. Mai doriți să luați? Domnul Preșca, vă rog. Domnule președinte, stimați colegi, eu încep prin a vă felicita cu extinderea de rețea de gaze în satul Sohodol. Cred că era și timpul să ne apucăm de lucrurile voastre și cred că e un proiect foarte important, mai ales pentru oameni din localitatea respectivă. Vis-a-vis de proiectul de hotărâre, rectificarea bugetară, tehnice, strică obiect. Știu că la anul trecut s-au făcut stațiile de autobuz cu 50.000 de lei, un proiect de 50.000, 19 stații, nu? 10. Lăsați-o să răspundă până la capăt, doamna contabil, și apoi vedem ce întrebare anul trecut s-au făcut 50.000, 10 stații cu o firmă care a venit și a participat la licitație. Noi asta facem cu 31.000, 5 stații cu oamenii noștri. Stai un întrebare, domnul Cleșa. Mi se pare un pic cam mult și din cauza asta vreau să vă întreb, sunt atât de scumpe avizele astea pentru domnule. Dar studii, nu sunt studii topuri, e doar topuri. Noi avizele erau mulți în județeane, la agenția de condiționare. Dar au trebuit aceste studii să se rezolvă. Da, deci o grămadă de alte studii, dar o studie română se reflecte la agenția următoare să spună exact cum trebuie efectul impact. Ridicări de topo, străinii de lei pentru fiecare stație în parte trebuie și făcut amplasament separat. Trebuie vizate la OCPI. 300 de lei pentru toate 5 stații. 3.000 de lei pentru toate 5 stații. Ce mai vreau? Am văzut la poliție, am văzut la 90 de 1100 de lei. Deci foarte, foarte, foarte multe. Mă întrebi dacă nu e așa mai ieftin să facem tot la vedere. Să vină o firmă străină sau poate chiar și acolo consultațiile anului. Avizele erau necesare pentru proiectare. Deci când vine firma, trebuie să fie proiectul la dispoziție cu organizația. Suntem ei
licitație, așa, așa, așa. Deci, dacă cu firma respectivă, o să spună că s-a făcut și achiziționare și montare cu 5.000 de lei, cu firma noastră, cu, cu societatea noastră de așa, tot 5.000 de lei nu a ajuns, plus avizele, nu? Unde e economie? Unde e? Noi am făcut această societate, această serviciu, ca să scădem, adică să nu mai apelăm la alții, să scădem așa. Deci noi ne costă tot atâta și mai plătim și salarii. Domnul Talal, dați-mi voie să-mi dau și eu cuvântul în imaginea acestui proiect, da. Că mi s-a mai deschis, domnul Preșma, că am mai deschis o idee, că știți că internăm, discutăm. Știți că eu cred că e o întrebare tehnică la proiectul bătălui. Dar să știți că e o întrebare foarte bună. Și vreau să ne aflăm într-o mică eroare, când spunem că cele 10 stații vechi ce le-am amplasat anul trecut, fiind pe drumul local, nu necesitau. Și la alea trebuia studiu geo, și pentru că când faci o construcție, în certificatul de urbanist, care limite instituția Măgura, primăria Măgura, să în certificat scrie aviz de la mediu, aviz de la telecom, studiu geo, streve, studiu de cărtopo, fie că este drum comunal, plus autorizație de construcție, fie că este drum județean, fie că este drum comunal. Anul ăsta se pare că ne-a mai devine mai riguroși și într-adevăr s-a făcut. Dar la aia din urmă s-a făcut domnul primar, studiu geo topo. Este și autorizație de construire, este și avizul de la aici. Foarte mișto. Și atunci nu ne-ați mai cerut bani în plus. Nu am cerut bani, de ce și eu ce am. Înseamnă că dumneavoastră știați de aceste cheltuieli de 6.000 lei dinainte, și nu le-a spus de la început în proiect. Dacă de știam ce prindea dragul, așa a făcut o evaluare după vechea cheltuială pe care a făcut-o și am văzut dacă atunci am făcut cu 50.000 de lei. 10 stații. 10 stații. Cu o societate comercială prin licitație. Domnul primar, regulamentul funcționează mai cum vrei tu. În suma asta intră și cimentul pe care l-am achiziționat, și vedeți acolo, intră și palastru, intră și plasa din Buzău. Deci, da, domnul primar, și dacă stăm că avem 2 sau 3 oameni, am avut 3 oameni angajați la serviciu, la acest serviciu, care i-am angajat să facem economie la în proiectele ce țin de comunitate și ce pot fi gestionate de dumnealor împreună cu domnul vice și dumneavoastră, păi tot punem bani plus în loc să mai economisim. Deci tu ce ai vrea, dragă, să pupi în grădini, să nu le pupi drum, dacă pe drum trebuie pus. Pe drum trebuie spus și trebuie să avizi. Trebuie și proiectare, trebuie să avizate, trebuie să autorizate. Eu vă mai spun o dată și am încheiat. Trebuia luat în calcul din prima, nu mai venim după să mai cerim bani. Uite că nu am priceput. Dacă știam că așa comportă, cerem din prima. Vă spun, confirm că sunt împotriva acestui proiect de edificare. Vă rog frumos, colegii, dacă mai ai cineva cuvântul, dacă nu, scolim la vot. Totalitate? Eu vreau să mai rog. Sunt de garanție, ați hotărât? Nu, doamna, în acest proiect de edificare. Nu, dar doamna contabilă intervine. Vă rog, domnul Preșca. Trebuie să ne uităm și că stăm cu stațiile astea de autobuz aici în curtea primăriei de 6 luni de zile și cred că ar fi momentul să fie montat. Haideți să ne hotărâm să aviz acestui proiect de hotărâre și să ne apucăm să le montăm. Cu cât stau mai mult aici și nu se montează, cu atât mai mult au de pierdut oamenii din localitate, nu nimeni altcineva. Haideți să vedem ce facem, să dăm drumul la proiect și să mergem mai departe. Cine este pentru proiectul de hotărâre numărul 4 pe ordinea de zi, privind rectificarea bugetului? Domnul Chitic? Așteptăm, hai. Așa. Mă scuzați. Domnul Chitic, am pus la vot cine este pentru proiectul de rectificare, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
sunt de acord, dacă nu trebuie să nu doamnă. 9 sunt, da? 9 pentru, așa numărat. Cine se abține? Abține? 4, da? Împotrivă nimeni. 4. Deci o ieșină. Un pic. Revenim la proiectul numărul 1. Deci la mine menționați acolo că eu mă abțin parțial, dar pentru că... Da, nu puteam să defalcăm în două. Nu știu, am anumite inspecții care eram de acord. Eu mă abțin parțial, pentru că nu sunt de acord cu unele cheltuieli pe care nu le pot accepta. Bun, așa. Doamna contabilă, vă mulțumim. Da. Proiectul numărul 1 de hotărâre privind însușirea acestei tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale a localităților Tihan și de Alumare, Comuna Măgura, județul Hatorul. Domnul primar, vă rog. La seamă și la comisie, ce să vă spune, că zic că e reușit așa, ca nu a mea, a noastră, am reușit în sfârșit să avem avizul pentru... Da, vă rog. A, vă rog, ce-am spus. Pentru că reușit să primim în sfârșit avizul pentru obținerea licenței pe Crihan și de Alumare. Unii dădeau pronosticul 2080-2070, eu zic că se întâmplă mai repede, se întâmplă chiar într-o zi de la prorocire. El a transmis deja domnului proiectant și lucrează la... Mai avea doar de adăugat avizul ăsta, să depunem la ADR. După cum ați văzut, e unul nici anunță, Delgatul, de fapt, nici anunță, că în condiții în care dumneavoastră vor câștiga licitația, pentru că e o licitație și acolo, cofinanțarea pentru cheltuielile premergătoare extinderii de țării de Crihan și de Alumare vor fi un cuantum de... Aproape 400 de mii de lei. Vor fi coste situare, cu siguranță și cheltuielile astea, dar va trebui să le facem ca să avem în sfârșit ceea ce ne dorim. Aveți așa o evaluare? Să știți că am întrebat și n-au vrut să-mi dea. Ei au spus doar atât, în condiții în care dumneavoastră îi faceți cu orice sumă, cum știți dumneavoastră în orice, cu 5 miliarde, cu 10 miliarde, cu 7 miliarde, asta e partea pe care e o noi de autofinanță. Dacă vor lua dumneavoastră licența, dar eu cred că... Să ocupi bădurat de lucrări efectiv? Da. Deci, pe teritoriul Comunii Pădureni, Țesucului Pădura? Deci, tot ce vedeți dumneavoastră acolo, fie cu sarcina noastră, ca și lucrări de perioadă. Asta e. Că și legal, să poate se ocupe mărgura de lucrările de pe teritoriul Comunii Măgineni? E vorba de investiții. Da. Investiții care duc la domnul președinte, stimați colegi, este foarte binevenit acest proiect, numai că vreau să fac câteva precizări. Altă dată am făcut ședință din dată pentru chestii mult mai nesemnificative. Acest aviz de la delegație a venit pe 11 iulie. Și normal ar trebui să pe 13 iulie să avem o ședință, pentru că este foarte important pentru comun. Una, a doua problemă pe care vreau să o zic, vreau să-i urez domnului primar binevenit la concediu, că s-a bronzat frumos. Era frumos să ne anunțe și pe noi că, de exemplu, că oamenii... Nu, să mergem și mai mult. Foarte bine, dar noi eram obișnuiți că ședința ordinară a Consiliului Local se ține în ultima zi de joi a fiecare lună. Dacă știați voastră că nu ținem de fiecare joi, trebuia să ne anunțați, așa, colegial. Adică, cred că ar fi frumos să... Dar Foarte frumos. În schimb, o rectificare care a venit la prezunt la mai multe astăzi, cu sumele aprobate de guvern.
Și o rectificare la Constituția, dar din păcate nu apare până după 15, după 15 august. Nu, deci rugămintele aia... Ce rugău? Dacă asta îți vă scoați eu de înțeles. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, era vorba de... Pentru că eu vreau să... Ați obiectul cu proiectul de fără? L-am văzut, poți să-l șubați? Nu, discuția era despre... Era despre gata. 11 iulie are domnul primar că... De exemplu, eu vreau să plec joi. Dacă știam, nu știu ce, vă vreau în concediu. Era frumos, ședința trecută, să ne spuneți. Pentru că dacă aș fi plecat, toți nu aveați cu cine face din ședință. Așa, așa. Și n-aș să aprobă această situație. Asta nu-i figurat, asta nu cred de ce. Mulțumesc frumos. Domnul Dăscălescu, putea să ia cu domnul. Domnule Tălariu, eu am sunat-o pe doamna secretară și mi-a zis că nu se face și din cauza asta am și plecat. Deci puteți să faceți dumneavoastră. Am sunat și pe doamna secretară și am sunat și pe domnul primar și nu se face. O mică precizare pentru la suma. Da, acei 4 miliarde. Nu poate a fost o estimare cum a fost și cu proiectul pe Sovotorul, a fost 6 de miliarde, 2.600.000, din care i-au alocat suma de 650 miliarde, probabil așa au calculat deși. Da, având în vedere că e vorba de o cerere a unui aviz de la ANR, exact. Nu de bună și suma. Exact, am întrebat și eu. Aici am venit ca noi, să te ocupăm de proiectare și tot ce ține acolo. O să fii pus pe tot, dar zic, dacă ne observăm, important e cu avizul ăsta să obținem licența. Mai sunt discuții pe imaginea două, trei stabile. Eu rămân foarte surprins că noi astăzi discutăm despre acest proiect de extindere, sau mai bine spus, studiu de oportunitate al extinderii de oraș satului Crian și Sovodol. Dar observ că deja există o persoană care se ocupă despre această lucrare și atunci noi ne punem întrebarea că de ce se cheltuiesc atâți bani. Întrucât consider că toate lucrurile sunt aranjate și nu se face o selecție de oferte, o licitație clară și obiectivă. Pentru asta, eu propun ca să facem un proiect de hotărâre, lucrările, având în vedere că Consiliul Local este cel care cheltuiește, Consiliul Local este cel care răspunde, toate lucrările care se vor derula de acum încolo, să fie urmărite de către Consiliul Local. O comisie, și comisia o stabilim noi în răbaza proiectului. Probabil nu ați înțeles despre ce vorba aici. Eu nu cred că ați înțeles. Noi avem o persoană autorizată care avem contract pentru întocmirea documentației în vederea obținerii licenței. La documentația respectivă este necesar să avem și avizul de gazului, pe care îl avem astăzi aici. Pentru depunerea ei la NRE. Am depus-o la NRE, de fapt. Și ne-au dat, ne-au cerut clarificări, printre care și avizul de gazului. Despre ce sume vorbiți dumneavoastră, nu înțeleg. Domnul Coțofan, cu care avem noi contract, nu are abilitatea sau nu are prevăzut un contract să stabilească el, eu știu, valoarea investiției în sine. Dumneavoastră a făcut documentația pentru obținerea licenței pe primar și de anumare. Iar de gazul îi spune așa. Vă dăm următorul aviz cu următoarele condiții. Măriți, redimensionați conductele pe anumite distanții pentru mărirea presiunii, gata, așa. În condițiile în care noi, de gaz, vom lua licența, vom susține, vom cofinanța lucrările pentru extinderea licenței de grilaj și de amoare, trebuie să fie extinderea de grilaj și de amoare. Eu am gândit pentru cheltuirea banilor mai clară și obiectivă. Deci eu am gândit pentru cheltuirea banilor mult mai clar și real. O completare scurtă. Domnul Dăscălescu a spus să facem o comisie, să formăm o comisie pentru cheltuirea banilor, iar eu propun pentru economisirea banilor. Dați-mi voie să mă mulțumesc și se dau dreptate domnului Tristan.
Poate uneori credeam că nu se dau dreptate, dar uitați că îi dau dreptate. Și vă spun din ce punct de vedere. Dumnezeu are dreptate. Sunt multe proiecte în care proiectul domnul primar ne le propune construirul local. Noi le votăm și după ce ne-am votat plecăm acasă și fiecare este cu problemele lui. Și nu prea ne mai interesează cum se derulează. Unele au succes, sau succesul, să parafrazăm pe așa, și unele au eșec, să pot muresc undeva. Nu cred că ar fi rău. Prin rotația așa dintre consilierii locali, ca să putem să primim și noi o experiență mai mare în managementul proiectelor, așa cum îi învăța să le ducem de la spate, mai vedem cum funcționează în primărie, cum trebuie luate avizele. Și nu ar fi rău ca prin rotație din consilierii, locali să mai verificăm starul proiectelor aprobate de către noi și pentru care suntem răspunzători. Pentru că uneori aprobăm niște chestii și dacă nu se întâmplă, spune lumea, dacă nu se întâmplă independent de voința noastră și putința noastră, poate e altcineva de vină, Consiliul Local e vinovat că nu s-a făcut. Domnul președinte, și pentru asta trebuie comisii. Nu neapărat o comisie. Eu zic că statutul și reglament, no. Orice consiliu local are obligația asta. Poate e de a urmări și de a investiga dacă sunt probleme de fiecare consilier. Când lumea primară, dar are obligația. Știu că eu fac lucrul ăsta, eu omul ce am vrut și fac lucrul ăsta. Mi te rolesc. Dacă trebuie o comisie în sensul ăsta, eu nu știu dacă n-am. Mai fost să rășitești legea 544. Deci, să facem un drăzic, domnul Bărătu, de fiecare dată când am venit să solicit o chestie, ca să punem omul că să facem ceva cu un ăsta, mi-a zis, doamne, ia să ne pribe fetele ușii, că nu mai au ușii, că nu știu. Deci, eu zic, e mai bun să fie o comisie formată din așa și ca să fie treabă ca lumea. Adică pentru că activitatea primară. Nu activitatea primară. Eventual se împiedice activitatea primară. Se mai ușor egal, se mai o frână, se mai da. Hai să fac depindere de primar. Depinde și primar. Adică sincer, domnule, hai să vă ascultăm. Sincer, vis-a-vis din punctul ăsta, că ori la vizionă, că pe aceea trebuie discuția să fie chiar amicală și să ne bucurăm efectiv. De fapt, nu spun și avem un aviz. Acum ne interesează că, de fapt, de nu știu ce comisie, nu știu ce faci. Dar domnul a aruncat ca să umbrească un pic și din faptul că am reușit în sfârșit să avem și noi un aviz pe care îl așteptăm de aproape un an de zile. Eu cred că rușinos să duce discuțiile în derizor așa. Vrem o comisie să facă ăștia. Dar poate facem o comisie să vedem ce-o făcut domnul Prestalu, sau ce-o făcut domnul Balade, sau ce-o făcut Vasiloiu. Asta facem aici? Pentru asta suntem aici? Ce pentru asta? Da, eu vreau. Domnul da. Domnul Marian, vă rog. Dar domnul Prestalu, nu știu mandatul lui comisie. Nu să fim să ne bucurăm de exact. Dar dați-mi voie sunt de Sunt oameni care profit sau să profite în viitor. Nu mai fi la toată lumea, mă. Nu vă uitați la mine. O să profit din niște utilități. Și așa, acum chiar facem un campanie, facem comisii, care n-am niciun rost. Acolo oamenii sunt privați de foarte mult timp și au fost și de apă și de gaz. Și în dealul mare la fel nu mai spun. Haideți să urmărim, să vedem și partea bună a lucrurilor, nu? Nu mai poate a... Nu există așa zeu cu urmărea. Cum se întâmplă ceva, se aruncă vina acestea comunii. Cum se întâmplă ceva, se aruncă vina acestea comunii. Mulțumea mea prin a felicita domnul primar, așa am început. Mulțumesc, așa că trebuie să notați să ne și închid. Nu, bă. A fost în preambuzul de la Mariu. Am început să ne felicit. Adică, n-a discutat și vom vota lăsată domnul Maria Stelmin. Tot aparatul primăriei își dă tot interesul, așa cum pot, și în limitele pe care le au. Că au niște limite, și politici, și încât să realizeze. Mai spuneți puțin, vă rog, mai detaliați. Nu.
Da? Așa că haideți să vedem și partea frumoasă a lucrurilor. Și partea bună. Știu. A lucrurilor, da? Nu, nu, nu. Dar să nu înseamnă că nu putem face o comisie, că se verifice ideea. Da, 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 de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Bucurii, Măgura, județul Bacău. Domnul primar, v-ați primit mai mult detalii, domnul primar. Fiecare an, dăbuiește făcut planul de ocupare. A spus că elemente de scurt. Deci sunt puțe două. Da, sunt puțe două. Puțe două, după cum vedeți, alea au fost puse și data trecută, nu s-au întâmplat rezervate promovări pentru aparat, nu pentru recrutare. Auditorul punem tot timpul ca să... Este necesar. Este necesar. Trebuie să avem un organigramă și pentru recrutare. Eu întreagă povestea și cu auditorul ăsta, prin asociația comunilor și tot propunem să facem auditul ăsta, chiar și cu susținerea curții din fonduri, puterea din fonduri este de acord, chiar sprijin astfel de disoluție. Dar care este de costisitor, undeva la 40.000 de lei de an, pentru înființarea și funcționarea camerei auditorilor din județul Bacău. Sunt în majoritatea județelor. Propunerea e doar la stadiul propunerii, făcută de domnul președinte de la Săucești, propunerea calculului de doamna Hăineală, dumneavoastră era propus la un moment dat să fie șef peste toți auditorii. Deocamdată n-am făcut nimic în sensul ăsta, vom vedea cum de acolo lucruri și o să vă țin la curent. Asta e domnul primar? Da. Domnul Talat. Am vorbit și cu doamna. Dacă mă caută, îți spuneți cum sunt. Da, da, da. Am vorbit și cu doamna... Da, suntem la plan de ocupare, nu la ăsta. Care e? Celălalt? Da. Mai am vorbit și cu doamna contabilă despre angajare, dacă se fac angajari noi sau nu. Și doamna dumneavoastră a spus că nu pentru asta de este proiectul. Am înțeles, nu, vorbesc de celălalt. Eu aș vrea să s-au făcut niște angajări, la un moment dat am angajat la societatea de la serviciu, serviciu de gospodărie comunală. Era un băiat foarte harnic, Grigoraș, să nu știu cum îl cheamă. Grigoraș, de ce a plecat? De ce a plecat? Așa a fost și singur din senin, s-a făcut... Păi nu spune și urmă firesc. Ce a venit la mine și mi-a zis că eu nu are timp să facă treaba acasă, să... L-am întrebat de mult. Băi, singur ăsta e motivul? Nu, nu, mai bine mă duc pe pasă. Am înțeles că influența ar fi și din familie, taică sau tot pistolar, că ai ajuns să tunzi iarba pe drumuri și să... Bun, și lucrul ăla la care nu aveți de gând? Și nu aveți de gând să angajați pațienii mei? Nu, l-am ocupat încă. Nu, nu, dacă aveți de gând, nu știu. Sunt la lista de parte. Ați văzut de la am ținut-o și un comisar, dar să răspund și acum. Da, asociație e prima. Domnul Grigoraș nu făcea parte din cinci partid. Chiar o... Domnul Grigoraș, la fel, făcea parte din partid. Erau simpatizanți. Și când a fost angajat domnul Băcărașul, din două posturi scoase la concurs, a fost singurul care o candidat. O să știți că a rămas surprins că s-au prezentat două persoane când a fost domnul Grigoraș și a pierdut membru PNL și a rămas surprins. Nu știu ce s-a întâmplat. Chiar trei au fost. Domnul primar, poți să adresez un domn Talat, da, v-a spus ați. Și aveți de gând să... Când aveți de gând să-și facă acest post, pentru că e simplu angajarea unei... Păi până acum ați trebuit la sfârșitare, domnul, angajați la oameni, dar după cum acum... Nu, domnul, dar asta am aprobat, era angajat. Era angajat. Deci eu vorbesc de sunt oameni care fac treabă. Deci domnul Grigoraș făcea treabă. Mai sunt alții care nu au avut o motivație alta decât ceea pe care v-am spus. Nu are cum să ocupi de altceva. Am înțeles că ăla de la Taixo tot spunea acasă că... El lucrase pe la Sigma, nu prea să-i pune, nu prea să-i acum. Mai știu că ai vedea. Concluzii mi-au plăcut. Mi-au plăcut, da, exact.
Nu, că era muncitorul, nu am de nu era Noi angajăm cam inutil. Și pentru asta voi cere fișa postului ca consilier. A persoanelor care au fost angajate, deci, în primul rând, șofer pe mașina primăriei care este deja o care scoasă din circuit. Păi, mai este unul pe microbuz. Șoferul de pe microbuz poate să facă și una și cealaltă. Nu ar fi trebuit angajat doi, deja să câștigam niște bani la Consiliul Local. Tunderea șanțurilor, deci șanțurile și tot curățatul șanțurilor, tăietul vegetației, absolut totul, este sub ordinea viceprimarului și merge la proprietarii care dețin terenuri. Deci nu trebuie să folosim banii Consiliului Local și n-am folosit, pentru că mai avem și pasnicii care pot să dea o mână de ajutor și nu aruncăm banii ca să nu putem strânge bani pentru lucrările care normal avem și au prioritate în Comuna Măgura. Deci, eu consider că nu trebuiau făcute aceste angajări și nici nu mai trebuie. Iar avem oameni încă pe fișa postului care nu toți au încărcare pe programul normal de lucru. Și asta vreau, ca să se pună fișa fiecăruia, fișa postului și să o discutăm, pentru că Consiliul Local, dacă vă uitați, este cel care răspunde și el este cel care dirigează. Pentru asta, consider că angajările inutile și lucrările care se fac pentru populații și care nu trebuie făcute, în curând vor ieși la nivelul și s-ar putea ca să apară niște cazuri penale. Cum? Dar discutați-ne ce am să vrem în sumă Consiliul Local, domnul ăsta. Deci ce lucrări în interii vorbim dumneavoastră? Tăietul de crengi la proprietățile celorlalți. Proprietarul trebuie să-și dețină atât șanțul cât și vegetația. Dați concret, domnul ăsta. Concret. Dați concret, spuneți aici, doar ne ascultă. Dar atâtea lucruri. Deci atât. Eu i-am văzut peste tot că tăiau crengi la câini. Dar foarte bine cum să tăi crengi la câini. Da. Deci numai unde este în domeniul public, poate să lucreze. Sunt atâtea situații, nu una. Păi, dar sunt proprietari peste tot, nu sunt... Păi și dacă... Deci investigat de domeniul public, domnule. Nu e așa. Păi ce în stradă, domnule, domeniul public? Păi ce să faci? Nu mai tolerează. Deci, șansurile de când îi lumea le făcea proprietar, nu le făcea Consiliul Local. Vă rog, colegii care se înscriu la urmă, domnul Pleșca, domnul Viența, da? După domnul Trestaru, domnul Viența, domnul Pleșca a ridicat semnă. Eu înaintea domnului Trestaru am pus ea. Că vreau asta ca să fie la calul la lege. Exact, vă rog, domnul Trestaru, cu curățarea șanțelor. Dar a trecut două săptămâni, trei săptămâni din când a trecut foile care au fost, rigorile de la pod, de la croitorul și până aici la Nevelco, cine l-a curățat? Că erau câinii toate cu nisip, cu palasă, cu iarbă. Îți spune că proprietarul, care e proprietarul? Că proprietarul ăsta cu mâlul și cu tot ce este, stă în fața porții și nu curăță. Eu am văzut proprietarul. Eu am făcut, în fața mea mi-am făcut. Mergi să acolo să vedeți. Nu, asta, doamnă, asta, să geologă. Eu curățat, dar sunt porți. Eu încă nici acum, după două săptămâni, cât și acum mai e plină de... Dumneavoastră spuneți acum că serviciul gospodării comunale trebuia să intervenă, să înțeleg, nu? Nu, nu. Deci nu e nevoie, exact cum spunea, să facă curățării serviciul de gospodării. Nu se facă la proprietari. Se facă la proprietari. Care este? Normal. Vreți să dați un răspuns. Îmi permit, domnul Pleșca, domnul Brânză vrea să dea un răspuns, domnule Viața, îmi permiteți și jos și apoi să vreau să facem ceva la urmă. Păi nu, trebuie să discuții care sunt cel și la trebuie să pierde din... Păi da, să pierde din... Ultima perioadă noi am avut în interiorul comunii mari de cazuri, pe care le știți. Au fost poliile astea prudențiale care au adus saluniuni din toate părțile. Au fost situații
au văzut, au, le-au auzit, le-au văzut. Eu cu oamenii ăștia am fost în diferite locuri și vă pot enumera și Petru m-ați văzut și noastră pe stradă când am acționat cu ei. Au fost situații când unii cetățeni au ieșit și au curățat șanțurile, au luat mârul și tot ce a derivat din aluviunile astea, le-a pus pe marginea șanțului, am făcut referate, am venit cu buldor și cu oamenii lângă buldor, nu ți-a tot ce este, am curățat și am pus. Unde le-am dus și cum le-am dus? Între noi sunt mulți, să nu fim răutăcioși acum să arătăm cu degetul în altă parte, mi-mi pare rău de ce spune domnul Trăistaru, dar nu este exemplu cel mai bun dânsul, că la el e curățenia cea mai mare și n-a fost nevoie. O fi întâlnit acum, nu știu, n-am văzut. Nu vreau ca să-l atac pe domnul Trăistaru, e colegul meu, ca și consilier, ca și coleg de parte, dar nu este exemplu cel mai bun, vă rog frumos să vă scuzați. Vă pot da și vă pot spune ce am făcut. Noi avem și drum județean. Avem situații unde avem cazuri de bătrâni neputincioși. Avem situații unde nu mai animăm. Avem situații în domeniul public. Cum nu intervenim? Considerați că stau de comandă, nu stau chiar degeaba. Șanțurile aparține proprietarului. Dar eu, chiar dacă aparține sau nu aparține, mi-am făcut formularea, am stat de vorbă, cred că, hai să spun cu 60% de puncte toți. I-am găsit acasă, curățați șanțurile, toaletați pomii, tundeți și întrețineți iarba de pe porțiunea pe care vă aparține proprietatea și așa mai departe. Deci nu am lăsat. Nu mai spun că au fost pași pentru noi ca să intervenim. Unde sunt cabluri? Nu peste tot. N-am reușit peste tot. După domnul Preșter, tot cu dedica spunea, v-am văzut. Când termină domnul Preșter, dumneavoastră. Îmi pare rău. Domnul Preșter, să-mi dedica spunea. Să nu uite ideea. Să-ți minte. M-am oprit. Vorbim de serviciu de gospodărie comunală, mie mi se pare mai necesar serviciul ăsta pe mâna unui gospodar. Sunt foarte multe situații în localitate unde nu poți intervii, nu sunt oamenii acasă, nu găsești, sunt oamenii plecați, sunt bătrâni sau cum a fost și partea asta pe situații de urgență, când n-ai doi oameni care să decolmatezi un șanț sau să folosești la nu știu, la pentru a ajuta un bătrân. Vis-a-vis de fișa postului, nu cred că putem folosi paznicii pentru a face curățenie pe domeniul public. Deși îi folosim, da. Nu putem folosi paznicii. Când se întâmplă ceva, cred că viceprimarul e direct răspunzător. Viceprimarul e direct răspunzător pentru că ei sunt direct subordinea lui. Așa că, dacă vreți să schimbăm fișele cu posturile ale manicilor, putem să le schimbăm, dar nu putem să îi folosim pentru tot ce se întâmplă în localitate. Vis-a-vis de proiectul de hotărâre, că cred că pentru asta suntem astăzi aici, pe marginea lui trebuie să vorbim, voiam să întreb pe doamna secretară dacă s-a schimbat ceva în domeniul Grămă față de anul trecut. Nu? Dar să vedem acum la preocupare și vorbim și de dacă tot s-ar putea discuții cu ce faceți, ce îi face, tot vezi și eu pe plasă, fără să vă supărați. Dar vreau să consideri locali care aveți alundate anumite zone. Ați fost pe zone să mai întrebați pe asta. Băi, neau, mai tai și tu o buneară de pe șanță, mai fă ceva, că ești cetățean al comunei, nu? E cu și pe asta că ți-am răspuns foarte la pic pentru dumneavoastră. Da. Dacă toți ne-ați dedicat nici la fel, să știți că ne-ați cam tăiat, el am lucrat, a spus că să nu ne implicăm, că nu-i treaba noastră în calitate de consilier. Dar eu nu cred că ți-am spus așa ceva cu ce am. Să te implici pozitiv, adică nu negativ. Orice implicare voastră sunt oameni înțelegi campanie electorală și au fost acuzați de campanie electorală. Ești și voi, bizonele voastre, spuneți la oameni să tundă bureți, că și nu sunt de nume. Nu vreau să nu părți cineva. Domnul Talar, încerc. Da. Lăsați-l să vorbească și-a terminat. Eu cred că este o demagogie să spuneți domnul primar. Da, domnul Talar, lăsați-l, o secundă, stați-l.
Deci este o demagogie să mergem noi la om și noi ne la, vezi că ai șansul acolo. Eu pot să vin să zic domnului viceprimar sau noi, vedeți că oamenii ar trebui să curețe în fața casilor sau nu știu care. Eu nu pot să mă duc la, nici la vecinul meu și băi la, ca om pot să-i zic. De avem la consilier nu pot să-i zic, pentru că nu mă intram fișa postului. De asta avem și viceprimar, de asta avem primar, pentru că asta e, treaba este în fișa postului dumneavoastră, nu în, la consilier. Nu, haideți să vorbim pe mai general. Știți cum se întâmplă, domnul primar, mă scuzați puțin, viața mea a fost calitatea creștință. Domnul primar, dacă deschide niște subiecte, unii colegi, printre care și eu, avem tendința normală și naturală să răspundem pe marginea subiectului. Nu am auzit eu răspunsul acum, că aș fi fost sau v-ați fi implicat. Am înțeles, dar... Pentru că au zis consilierea mai bine să facă. Nu, noi... Mi-am propus să nu mai pun pe Facebook. De asta mai niște soluții. Că n-am mai pus pe Facebook. Da. Deci, n-am de asta am intervenit pentru că a zis consilierii locali ar trebui. Noi putem să cel mai bun ca să venim să înțeleg, am putea fi mai ergonomic. Trecem pe domnul viceprimar, multe și greu și apăsătoare. Am avut apă din nu mai știu, din două luni de zile. Vedeți că se deranjează cineva, să vă cineva dacă vă implicați și dumneavoastră. Eu mă implic și spun. Dar se pune care... Ori poți să facă. Nu. Deci, dumneavoastră, dacă vedeți că cineva noastră sau vezi domnul Mici, trebuie să-i zică, din totdeauna, din fața casă este de datorie civică, fiecare om să curese în fața casă și șanțul de... Domnul Talat, am înțeles subiectul să vedeți și apoi domnul Radu. Vă rog, domnul viceprimar. Am să fiu scurt. Am avut o colaborare foarte bună cu mulți dintre dumneavoastră. Să spună cineva care a apelat la mine și acolo unde a fost cazul ca să intervin chiar cu un serviciu de gospodărie comunală și locativ ca să rezolv anumite probleme. Atât cât mi-a permis ființa mea umană și capacitatea lor, eu am intervenit. Apoi nu vreau să-l supăr pe domnul Talat, chiar dacă noi am mai fost supărați. Fă-ți matare, uite și matare la parcul auto din fața matare și burele care scăd matare de la ce zice. Nu te supărai, dar puteți supărai. Dar nu mă supăr. Nu să mai încerc mata la altul să facă treabă, că mata nu poți să faci treabă la mata. De asta nu poți să-i cer. N-am vorbit cu mașinile mele și îi parchez acolo, domnule. N-am spus de mașini, dar nu la vașa aveți parcă autul și nu vă zic. Nu, eu vreau să spun de curățenia, cele care le maschează, de curățenie care sunt mai mari decât mașinile. De asta dumneavoastră nu puteți să spuneți cuiva să-și taie burelele. Pentru că... Mulțumesc frumos. Mașinile mele, n-am unde să vrei să vin să ne parchez în fața noastră, să te parchezi la mine acasă. Am betonat eu acolo, eu am betonat, eu am făcut șans. Nu vă înșelinați în fața noastră. Nu. Aș vrea să vorbim despre proiect de hotărâre. Cine este de acord? Avem 4 puncte pe ordine, ai zis că de 3 ore. Cine este de acord cu proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi? Din principiu că nimeni nu-i perfect nici măcar. Dar dacă mă lăsați, ce-a prins să vorbesc? Dacă tot așa mă... Oh my God! Încerc să lăsați în ceață, nu-i bun. Lăsați, că uitați, poate o să aveți un greșit de ședință mai bun. Sperăm, domnule. Proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statului sau statutului de funcții
și numărul de personal din aparatul de specializare al primarului Comunei Mărgura și a celorlalte structuri și servicii publice subordonate Consiliului Local al Comunei Mărgura. Domnul primar. Pe scurt, am luat numărul de posturi de la prefectură, aveți adresa, avem aprobate 30 cu 5 la poliție, cu un microbus școlar și cu 5 pentru proiecte. În proiectul de hotărâre există o eroare, am văzut-o și-o prea târziu, merge și domnul Talală, de fapt, în organigram, la mine 3 plus 2 plus 1 fac 5, face 6, de fapt avem 36 posturi, am scris 35, dar ele sunt de fapt foarte corect, separat. Modificări față de ultima organigram care ați aprobat-o nu sunt în ceea ce privește numărul de posturi, ci doar sunt completate cu modificările care au survenit în cadrul personalului. Știți foarte bine, sunt fost la urbanism, la juristul, au promovat câțiva colegi, a plecat domnul Grigoraș. Ce Marcu, Zaharia și Dăscălești. La termen. La termen, la 3 ani. Și cam astea sunt modificările. Nu s-a schimbat nimic în structură. Și Mugurel la primul rând? Nu a fost. Anul trecut? Nu s-a calificat. Dar este a fost o calificat. Nu s-a calificat Mugurel? Domnul Radu Răducu, vă rog. Bucureu. Da, asta e greu. Asta e organigramă. Spun cât e cele că, nu? Da. Doar că el nu se merge. Că postul ei se exclui din ei. Singura variantă de implicare nu. Mă scuzați, am luat. Deci, de serviciu public, gospodării comunale, e sub, sub direcția primarului? Da. Primar? Nu, cred că primarul, după primar vin vicii și după aia compartimentul administrativ de servicii. Da. Dar serviciul public de gospodării da, e responsabil de primarul, direct de el. De ce nu-i din cine? Dar toate subordonarea este directă, dar prin, prin dispoziție se deleagă atribuțiile. Care dorește primarul, le deleagă viceprimarului. Toate se deleagă la primarul. Mai sunt viceprimar, zic eu, ca trebuie să fie. Nu sunt primar. Cu serviciul public. Nu cred că trebuie să meargă primarul cu serviciul public, gospodării, să facă șanturile din măvără. Dar nu, 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 nu. Cred că vreți să fie să... Ca și serviciu, ca și serviciu trebuie să sună în suportea primarului. Primarul depinde de legul de dispoziții. Toate, toate astea atribuțiile se leagă din predispoziții către viceprimar. Organigrama asta care s-a luat pe statul de fond. Lăsați să vorbesc și eu, vă rog frumos, m-am scris la cuvânt. Da, n-am terminat eu. A, mă scuzați, domnul Radu, vă rog. Părea că ați terminat așa. Eu am mai propus, oameni, dacă să facem niște mișcări în, în statul de funcție, sau organigramă, cum vreți dumneavoastră. Mi se pare mie că avem puțin angajați la serviciul de gospodării publică și avem paznici care nu știu cât de necesari. Să putea face reorganizare. Și am mai propus la un moment dat, dacă vreți, vă aduc aminte și acum, ca să se înființeze un serviciu de supraveghere video și contract cu o firmă de intervenție rapidă de asta și să trecem panice la gospodărie. Să avem și acolo oameni. Că văd că, nu știu, n-aveți de gând sau chiar nu vine nimeni la serviciul ăsta să angajeze. Deci postul de Radu Grigoraș nu l-am scos acum? Nu l-am scos acum. De lucru nu, nu sunt dorit. Nu, nu l-am scos. Și atunci de ce stăm cu oameni, nu avem oameni la serviciul ăsta, pe, pe drumuri de, și pe șanțurile din satele noastre, mai ales de al mare, vă spun că sunt o grămadă de probleme, șanțuri fundate, deci de unde ies apa în drum, care va apă la bale, sunt o grămadă de probleme. Domnul Vici știe cu ce treabă. Și vreau să vă spun că noi discutăm cu cetățenii comuni, le explicăm că trebuie să-și facă șanțul. Dar sunt și eu din așa mai bătrâni care nu poate să-și facă șansă.
Sunt din aceia care vin odată pe an acasă, care îți plecați cu naga din Spania și nu-și fac șansul niciodată în august. Și până atunci noi suferim de, nu știu câte ori, din cauza că la el acolo și-a ies apa într-o și nu mă duc eu să-i fac șansul. Acum, sincer, dacă tot avem serviciul ăsta de gospodărie, mergem noi, fă-i șansul românului, cerim banii că l-au prins după aia acasă și la revedere, dacă tot nu vă. De lângă asta nu am văzut o amendă dată de primar sau de vicii celor care nu își îngrijesc șansele. N-am văzut o amendă la oraș. Și de când sunt eu consilier, n-am văzut o amendă, sincer. Poți certa cu de ce să mă poți certa? Vezi susținerea lui. Unde poate ce dacă sunt părțiți și aici în Consiliul Local. Dumneavoastră spuneți și spuneți bine, că sunt foarte mulți bătrâni. Sunt și concetățeni de-a noștri care plecați la multă străinătate și e bun de dat, nu are cine să le facă șapte, deși mai au rudii, mai au pe aici. Dar vedeți că părerele sunt părțiți și aici. Domnul Trăistan este de părere că asta ar putea să fie din natură penală intervenția serviciului de gospodărie pe șanțul din fața cuiva. Păi da, domeniul public, domeniul. Dar când nu trebuie să mă era asta, cu intervenția angajaților de la serviciu public de gospodărie. Intervenția angajaților la serviciu public, da. Pe domeniul public, pe domeniul penal. Eu sunt de acord dumneavoastră cu domeniul public acolo. Adevărat. Că șansurile trebuie făcute de cetățenii care le au în fața proprietății acolo. Dar sunt și situații, de adevăr, și sunt foarte multe. Sunt foarte multe. Deci n-am cerut ca să intervenie efectiv. Am cerut ca să intru acționez din fața portului acolo și pentru tot pentru binele nostru. Tot pentru binele public. Vis-a-vis de pază. Nu știu, rămâne în discuții să vedem ce facem, ce decim din om și cu... Asta deși e greu. E vorba de oameni și... E ușor de spus, știți. Stăm la angajat la serviciul ăsta și nu avem cine poate la intervenție. Ca sincer, dacă apare o intervenție, dacă apare un necaz, dacă apare o problemă la care trebuie să intervine serviciul ăsta. De gospodărie. Da. Merge numai cu Măcărașul? Cu Măcărașul, cu Neașul. Și cu Neașul care e șoferul primării. Care e bun, știi? Iar fișa postului aici. Ce spune fișa postului? Poate că trebuie să meargă să sămi șansul. Și intervenție lungă ați avut, domnul Radu. Da. Ne uităm toate ideile. Îi deranși? Bun. Gata, am terminat. Bun. Vreau să întreb domnul primar punctual. Cred că avem o ședință și dacă luăm așa în urmă, i-am solicitat domnului primar și doamne secretară și secretarii Consiliu un raport de activitate al serviciului de gospodărie comunal. Nu l-am primit. Atunci vom ști. Vă spun sigur, nu l-am primit. Nu era rău dacă acum, dacă am fi primit acest raport de activitate, ne-am fi dat seama dacă există încărcare sau nu există încărcare, să putem vorbi în cunoștință de cauză, dacă sunt mai necesită sau nu un post la acest serviciu. Sau să-l desfință. O, da. Domnul primar, știți că sunteți foarte bun la băgat idei. Dumneavoastră interveniți. Aruncați câte o dintre astea și colegii și poate și eu din infantă. Atunci se derivă alte discuții. Haideți să o lăsăm fiecare să avem intervenția. Este din capiel astea. Bun, dar n-am spus, dar îi lasă ea domnul Vici. Îi lasă domnul Vici și eu. Deci, chiar nu știu ce mi se pare dumneavoastră că nu o fac. Deci, nu știm cum se mai folosim. Dar nu am acuzat nimic eu. Am făcut și în ultima perioadă în care mari pe așa, cum spune domnul Vici, cu oameni, cu toate necazuri pe care le-am avut. Dar general am întrebat oamenii. Deci, eu nu fac treaba, nu sunt uit așa de ei. Dacă ar fi un producent, eu consider că ar mai trebui într-un loc de legătură. N-am spus un raport. Eu sunt de acord cu dumneavoastră. Am spus că am solicitat un raport. Nu mi s-a pus la dispoziție. Nu neapărat mie. Și colegilor era necesar acel raport, că am fi știut fiecare
cu adevărat ce fac colegii respectivi, domnii respectivi, care sunt angajați. Doi, cu, vă rog să ne spuneți și nouă, a fost un examen în primăria Măgura cu o lună pentru ocuparea a două posturi la taxe și impozite. În ce stadiu s-o află și cum o depus? Două posturi? Nu? A fost la anul, a fost un post, s-au prezentat două persoane, nu? Dar despre ce-i vorba atunci? Spuneți-mi, că am văzut aici la noastră. Au fost patru. Sunt afișate. Deci a fost un singur post, au fost patru dosare, unul a aplicat la selecții, trei au rămas la concurs. O persoană s-a retras în timpul concursului, dar a rămas. S-a finalizat. S-a câștigat. Și au fost afișate și au fost afișate și pe site. Și au început serviciul? Da. Dar e și menționată și în schemă. Bun. Este menționată în schemă, a fost publicat totul în timp real. Știu eu pe site-ul primăriei rezultatele. Poate să nu fost, știu că n-am făcut parte, dar a fost și știu că le-au lipit. A fost parte ușa primarului, a fost ușa la intrare. A fost publicat și pe site-ul. Și vă întreb, și vorbea domnul primar la proiectul numărul 2, pe urmea, ziceți că auditor public, a spus, nu? Bun. Consider că, eu nu, consider că acest post este foarte important sau nu știu, să avem un contractat acest serviciu de auditor public. Pentru că dacă stăm bine și ne gândim la, în urma controlului de la Curtea de Conturi, a fost un, nu neapărat prejudiciu, a fost o, nici ne-au neconformități. O ieși primăria Măgura cu 400.000 de lei pierduți. Ori din bani ne primiți la timp, ori din... Au fost niște probleme. În condiții din cazul, în condiții din care am avea un auditor, poate s-ar ține lucrurile din scurt și n-am mai avea probleme pe viitor. Pe cu asta s-a făcut un proaspăt un angajat. Da? Este de exemplu toxiliti. Asta e postul pe care a fost angajat. Era ceva foarte bun. Vedeam bani care nu sunt doar de acolo, așa scoate, că cați bani în raportul Curții de Conturi, nu sunt bani furați. Da, da. Nu a venit așa și poți de achitații, nu e mare. Doamne, să vedeți la domnul Marian Gurește, sigur, deci. Sunt conservații, pe rețe, să vedeți bani, asumi de neșclasate. Și picioare, doamne, nu au clasat, nu atunci toate fond de consumenti. Nu au clasat. Bun. Cine mai durește să ia cu mână? Domnul Tăristaru, domnul Brânză, mă scuzați. Da. Doamne, referitor la partea asta de gospodărire, eu în cei 12 ani, cu 8 ani ca primar și 4 ca vice, nu am avut nevoie de atâtea servicii și atâția oameni. Consider că pasnicii sunt utili pentru că noaptea, indiferent ce camera avea sau orice el, sau se întâmplă anumite lucruri în comună, mă refer la inundații, la ceva neprevăzut pe care nu am foc și tot ce este. Pasnicul este util ca să fie la serviciu, dar având în vedere că în timpul programului sunt cadrele, sunt cei care lucrează, ei nu au ce face perioada de 8 ore, că lucrează 24 de ore, deci ei pot fi folosiți, dar să treacă în fișa postului, că fac și anumite lucrări de întreținere și gospodărire, în perioada celor 8 ore, cât sunt angajații la serviciu, în afară de sâmbătă și duminică. Și atunci nu avem nevoie de angajați și nu avem nevoie să cheltuim bani fără rost. Cum? Corect. Domnul Brânză. Din asta ați început să vorbiți dacă au încărcătură cei de la serviciul de gospodărie comunală și locativă sau să-i dăm afară, cum spunea domnul primar. A spus întrebarea, ce zile afară, dacă nu o am încărcătură. Păi dacă aici ne plângem că avem atâtea probleme în comună care nu sunt rezolvate, mai vorbim din încărcătură. Păi spate oricum, v-a spus că aici am depinde de noi cum îi folosim și la ce îi folosim. Iar dacă eu vreau ca să desfințez sau să folosesc pe cei de la pază, la serviciul de gospodărie comunală, și aici merg pe competențe, că nu am numai treabă de helu. O să vină și alte probleme de rezolvat. Aici am nevoie de un, chiar când o să fie cazul ca să angajăm pe cineva, am nevoie de un policalificat. Care să știe și un pic de electricitate, care să pună mâna și un aparat de structură, care să știe să folosească și automobilul ăsta sau autovehiculul ăsta, cât mai este acum din dotare și așa mai departe. Într-adevăr, să vedeți mulți să vorbească. De calitatea umană cei de la bază. Acolo e
Eu îți spun cu gura deschisă și larg deschisă, mă bazez pe un singur om, care e și bun paznic, e și bun om, e și bun meseriaș, și pe care, sub dispoziție, cum spunea domnul primar cândva, îl folosesc pe omul în primărie unde am nevoie de el, atâta timp cât nu-l pun să lucreze în mediul periculos, nu-l duc acasă la mine să lucreze sau în altă parte, să nu mai spun alte minuni, așa, și-l pun acolo unde cred eu că poate ca să facă treabă. Fără ca să ajungă în necazuri. Spuneți că îl puneți la treabă. Da. Dar ne ferește un accident din muncă în momentul când lucrați cu el. Ce fel de... Aveți de accident din muncă? Aveți de dreptate. Să căutăm oameni la serviciu public. Bun. Domnul Canala, domnul Dean. Domnul președinte, motivare domnului primar. Domnul primar, dacă tot arde și nu vă vedeți capul și oamenii astea de la serviciu de gospodărie comunală sunt puțin, pe boala toastră, Grigorașul a plecat de 4 luni de zile. Noastră cine a scos postul ăsta? Și a două zile, după ce uite. Dar nici omul meu nu ne-a plăs. Poftiți? Noi nu ne-am plăs. Este unul din modul doar atât de ascult, dar nu ne-am plăs. Oamenii și fac treaba. Deci nu mai trebuie nevoie de oameni. Nici nu ne-am studat ce spune. Nu ați spus că trebuie să desfințăm serviciul. Eu n-am zis să desfințăm. Să ne facem la gospodării comunale. Deci eu nu am spus așa ceva. Bun, nu am capul. Nu am capul. E de variante care să vină comunii. Eu am spus așa ceva, domnul Bacu. Da, 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 știu, da. Adică mi-asum, ca și domnul Mici. Da. Bun. Am fost dintre primii care a zis că trebuie să înființăm un serviciu de gospodărie. Este foarte bine și pentru că fost o vreodată că plecat domnul Grigoraș. Deci eu a stat la treia mea și a plecat în primul bar. Dar nu știu eu ce era spate și poți să fac. Domnul Dean, să vă rog. Apropo de serviciu de poate. Bă, că tot se bate apa în primul și tot se bate pe ei poate. De ce am lucrat în pomerul ăsta? La capasă. Câțiva ani buni. Eu așa consider și așa pișa apostolă, el sunt vaznic exemplu serviciul din bază. Nici de cum să mă ia pe mine să mă ducă patronul, șeful sau ce. Nu, să mă ducă la anumite lucrări. Păi da, pentru că obiectivul pentru că să păzești la mâine spravedea. Corect. Plus, de asta, deci am făcut protecția muncii. Fișa de protecția muncii, acolo specific, serviciul din bază. Nu să mă duc să iau patricul, să-l duc la săpat. L-a spunzurat pe copac, să mai știu cum. Domnul Descălescu. Dar am urmă nimic. Și, deci v-am spus, eu am urcat în domeniul ăsta și nici mi-a nu convenea. Deci și eu făceam unele activități după program, când plecau toți patronii ce erau, vă punea, dă cu mătura, tai copacul, cosăște, nu știu ce. Bă, nimic, oră spate, oră să mătură fără. Asta, deci asta am să spun. Nu, dar are ce rost ca să discutăm problema cu asta. Deci, o întrebare. Dar el nu face de pe timp de zi. Ce face Fanny? Până la ora 4. Ba, așa e activitatea care... Întrebați în dreapta. M-a spus că el trebuie să stea. Chiar nu poate să dea cu mături, chiar nu poate să strâng ceva, chiar nu poate să ia un mături. Deci poate să facă alte întrebări. Din propria inițiativă, nu trebuie să-l pună nimeni. Din propria inițiativă. Ca să-ți plictisească, doar atât. Nu am mutat. Asta e greșeală, cum ar trebui. Deci oamenii ăștia fac activități. Nu cumva să facă bază. Fac activități din țeie, la primărie, din curățenie, de asta. Hai să firesc până la urmă, prin natura lucrurilor. Faceți organigrama asta cu oamenii care trebuie. Nu puneți parnici la să faci asta. Faceți organigrama acolo, prindeți la serviciu public. Cât fac? Încă doi angajați, numai din acela, faceți un hit. Da, hai să facem treaba ca lumea. Dăm afară, poate, punem ca lumea oameni acolo. Dați-mi voie să cer eu tare ca lumea. Nu, Doamne ferește, nu. Cred că am vrut să aduc, mai înainte când am intervenit, am vrut să aduc aminte domnului primar. Ne-a promis că va angaja și la poliția locală, să mă avea și noi poliția locală în comuna noastră. Cred că ar fi de bun augur, că dacă tot se vorbea că nu s-au dat amenzi, cred că motive sunt să dăm amenzi.
Nu de altă, dar poate mai educăm și vecinii noștri. Că n-au ce face polițiștii, îi punem la rață, la ceva. Îi punem la pasă. Deci polițiștii, să știți că sunt buni și pe pasă. Îi punem la rață, îi punem la treabă. Ai dreptate, suntem deocamdată puțin de comunii care au rămas fără, fără poliție comunitară. Ar trebui să alăjăm măcar nu, deși schema funcționa așa, e cu doi oameni. Cea mai mare problemă cu care am întâmpinat-o e lipsa spațiului. Nu știu, sigur, organizează, cum se poate organiza. În viitor apropiat, la anul, dacă ajungem sănătoși, ar trebui să gândim o, o formă de extindere a primăriei sau o construcție nouă, care aici, în condițiile astea, nu putem, nu putem să dezvoltăm niciun. Deci, efectiv, nu se poate lucra. Întâlnim schimbul 2. Da. Mi se pare dumneavoastră că e un spațiu în care se lucrează 5 ani de loc. Dar am un lucrător de nevătat. 5 ani de loc. 2 ani de zile că am să trage spațiu, adică să ne desfășurăm activitatea. La câte bătaie de poate? Nu poți face o anexă, eu știu așa, de ca și cum. Nu știu cum e proiect, la lumea. Deci nu știu cum poți să faci. 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 Sala de ședințe. Colegi, stimați colegi, ascultăm ce se vorbește domnul primar și îi luăm cuvântul fiecare pe rând. Da, așa pentru ceva să spun. Vedeți că ar trebui să luăm, dar nu neapărat, e chiar foarte mult, să luăm un cap până extinderea primăriei aici. Asta este o soluție, nu spune. La o construcție nouă, mă gândesc că e prea costisitor. Nici nu știu dacă e, dacă e benefică până la urmă. Să faci o altă construcție cu alte costuri, cu alte consumuri, cu gaz, separat, cu apă și cu toate imobilitățile. Din asta e de toată extinde până în Sărăcuțul, să facem cu masată, la masată, sala de ședință a Consiliului Local, pe toată suprafața ei, jos câteva birouri și cumva cumva să se vedem. Avem un proiect de, de clădirea Consiliului Local. Eu nu știu dacă mai facem, nou, să mai facem o nouă primărie în curte aici. Dar nu primărie. Da, da. Are să clădirea Consiliului Local. Așa se impactura. Da. De vreau. Aia nu se impactura. Deci, local. De când era primarul cu Paladia, a făcut... Acolo, de Sfântul 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 Domnul Răducu, intrăm în dialog, dar domnul Mihai Dureză sunt succes la poșa. Sediul nou de primărie în ceea ce se propunea atunci. Nu este sediul În momentul în care angajezi un om, cel puțin în mediul privat, te gândești ce costuri ai cu el. Da? Un polițist local ai cel puțin 50.000 de lei pe an. Costuri cu el. Te ridici la 50.000 de lei pe an. El îți produce banii respectivi. Adică măcar să scoată salariul lui. Dacă scoate salariul lui, dar e rentabil să-l angajezi. Dacă nu scoate salariul lui, de ce l-ai angajat? Asta vor putea vorbi și stipații și... Asta presupuneți de amezi. Păi, normal. Nu? Vis-a-vis de paznici. E de primarul capital electoral. Vis-a-vis de paznici. Nu poți vorbi pe domnul Freșca că spune bine. Dacă îi lucrează, doi polițiști locali. Și spune, dacă nu scoți banii, nu ții banii. Îți dai seama, o mică parte, dar mi-am așa. Păi nu, doamne, haideți să-i angajăm. Haideți să-i angajăm, să le dăm haine, să le dăm mașină și să le dăm la ei. Întotdeauna, întotdeauna la rolul poliției, fie comunitară sau națională, este cea de prevenție. Adică să prevină comiterea de infracții, bun, de tot felul de răutăți. Nu să le sancționeze în mod deosebit. N-aș vrea să fiu răutăcios, dar asta era și rolul serviciului de gospodărie comunală și ne scostă mai mult.
amplasarea niște stații cu servicii de gospodărie comunală decât cu altă societate. Adică trebuie să ne gândim un pic la costurile pe care le avem și să facem un plan de management eficient. De asta suntem aici, nu? O să ne regândim proiectul la stații, nu știu ce să zic. Dar treabă schimbă pe alt drum, nu? Deci iar vorbim de organic la urmă de Sărescu, domnul Tala la acest cuvânt. Imaginea proiectului, vă rog. Imaginea proiectului. Domnul președinte, domnul Pleșcă, dacă luam în considerare raționamentul dumneavoastră că dacă acești polițiști locali sau comunitari dacă produc 50.000 de lei nu știu, și dacă aplicăm aceeași regulă pentru unii angajați din primărie, să zic că foarte puțin care își merită banii. Nu, rostul nu este dacă produce bani sau nu. Rostul este dacă este util comunității sau nu este util. Dacă produce efect. Da. Deci asta este rostul unui om în slujba comunității. Nu privim dacă e la societățile comerciale este eficiența economică. La comunități e altă eficiență. Deci, am spus cam tot ce am avut de spus. Vă rog frumos să supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Nu, dar am zis clar, nu mai poate să pronunțe. Domnul Talata, știți că am vorbit, nu se poate pronunța pentru celălalt. Nu am știut ce a discutat cu... În calitate de președinte. Era pentru atunci? Pentru toată lumea? Da. Bun, proiectul. Proiectul numărul 15 pe ordinea de zi. De regulă, dacă cineva pleacă și textivul deschis, domnul sunt de acord cu tot ce bucăm de a zis sau cu B, cu C, nu ar fi obligatoriu să faci la discuție, dar acum spune-mi de acord cu el. Să nu sușește. Păi, nu sușește. Da, mă rog. Lege spune asta. Pot răzut, doamna secretar? De ce te-ai așa încet? Vorba de proiect numărul 5. Da. O, da. Ce proiect? Din schimbarea președintelui. Președintele președintelui. Dintre cei care nu au fost. Proiect numărul 15 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru următoarea de 3 luni. Ok. Haideți să facem, domnul Tăristaru, vă propune pe domnul Nieță Valer. Dar lăsați-mă să vă spun și eu, ca și o obiecție. Vă mulțumesc pentru propunerea. Stai, s-a ascultat toate propunerile. Dar domnul Ciorcelu. Eu îl propun pe domnul Andreea Marcu. Dar să voi să propun și domnul Ce amabil sunteți, mă gândiți că eu propun, de exemplu, pe domnul Viață. Deci, la fel nicio. Da. Stați o clipă, toate, acum chiar trei persoane au fost propuse, toți trei repuse. Deci, eu consider, eu fiind al doilea mandat de președinte de ședință, chiar am dreptul cu alți colegi să fie președinte de ședință. Cum am trebuit? Domnul Viața, dar cum ați acceptat să fiți în comisia de calitare? Domnul Pleșca, vă rog. Domnul Dăscărescu, cum vă propuneți? Dați-mi voie să vă spun că accept. Foarte bine. Deci, rămân sigur, deja trei deja eram încărcat prin energie negativă. Domnul Valeniță, vă rog, haideți cu domnul Talat. Domnul Valeniță, vă propunem domnul Talat. Cine? Domnul Valeniță, vă propunem domnul Talat. Nu, nu pot, îmi pare rău, domnul Valeniță, să știți că nu. Băi, și vreau să-i mai viață, mă. Da, vă pune la vot de Dăscărescu. Corpus care dreptat și nici cei care au fost. Dacă nu a fost domnul Dăscărescu, zic că... Dăscărescu a fost? N-a fost. N-a fost. Eu ce-am zis că nu. Nu a fost Dăscărescu. Nu a fost domnul Dăscărescu. Nu. Bun. Plații și tot n-a
Având în vedere că doar o singură persoană a acceptat. Deci doar o singură persoană a acceptat. Totuși de la vot. Haideți, domnule. Da, domnule, sunt de acord. Este o singură persoană, nu mai știu. Cine este pentru domnul Dăscălescu? N-ați mai văzut să joți în grosie, vă dai cu zero? Ați zis că e pe spus să răzgândiți. Cine s-a pune? A fost de la 10. Dar au votat la toți care au votat. Suntem cel mai mult. 11 pentru și domnul Dăscălescu? Eu am început să fac niște cheltuieli cu hidrogenul, când mi s-a înfundat pompele. Au fost cumpărate stații de clorinare. În continuare trebuie ca să cumpăr clor pentru alimentare. Am reparat la funcțiuni. Am înlocuit diferite porțiuni mici, cei drept, de tronson de țeavă care au pocnit. În continuare, mi s-au stricat electrovalul. Multe chestii mi s-au stricat. Am ajuns la ușa aia acolo și mă înțeleg cu contarea, dar vă spun că îmi pare rău că a plecat. Când mă vede, fără bani la apă și canal, că nu-i bugetat. Și acum eu m-am uitat pe ei și n-am auzit nimic. Spus de bugetat, domnul primar. N-am bugetat niciun bani la apă. Domnule, m-a trecut rândul. Gata, ce se mai dură acolo și vă rog să țineți pe ăla. Domnul Radu, cum mare. Și ne ajung la ea 8.000. Serviciul de apă este, acum unde este serviciul? Domnul primar, dar cine este serviciul de apă? Pentru că vecinul meu vrea să se recordeze la apă. La Consiliul Local. Dar nu l-ați predat către CRAP. Vecinul meu a venit ieri și a spus, doamne, vreau să mă recordez, s-a dus la, a venit aici, are o cerere de 6 luni de zile, sau două luni de zile. Și mi-a răspuns, Ionescu Doru. La cine poate să ne... Acum unde sunt sigur? La CRAP sau la domnul Ilie? Să... Nu știu. Cum adică nu știți, domnul primar? Cum adică nu știți? Este cetățean
vrea să aibă apă. La cine se meargă? La cui se ne adresează? La crap să răspundă răspunsul și spune. Nu, dar nu are cerere la asta. Are cerere de și au venit 10 ori. La cine? Dar nu trebuie să vină domnul primar, nu contează. La cine trebuie să adreseze ca să-i zic? Bun. Cine îl alimentează de apă? Crapul? Crapul? Nu, spuneți la asta, că și nu vreau. Eu vreau, domnul, să mă... Și nu vreau să mă... Poftiți? Cu cine-i fac contract? Dă-ți-mi voi, cu cine-i fac contract? Domnul Talam. Domnul primar, vorbesc pe mai să discutăm treburi serioase. Nu, nu fac serioase. Și așa. Domnul... Nu că a dat un serviciu care a dat mea sau că nu că a acolo. Nu este legal. Cine? Dus acolo. Și despre asta vorbim. Dar eu nu pot să vă dau dreptul să vă branșați la o conductă pe care nu am în... În inventar. În concediu s-a tras acea conductă și s-a mai plecat. Și acum vine și îmi spuneți conducta este ilegală. Domnul este aici și poate să vă spună. Dar te-au zis 10 ori, era în concediu și eu am făcut informare când a venit, vis-a-vis, am dat ordine de cesare a lucrărilor, ordine mediane, a făcut informare domnului primar. De la întoarcerea dumneavoastră din concediu, era responsabilitatea dumneavoastră. Da? Pentru că nu trebuie să mai. Bun, și cum adică? Atunci când ați văzut că face lucrări, de ce nu v-ați dus dumneavoastră sau domnul Vici sau domnul Vici și care face acum acum? Și doamne, mă ta faci lucrări, de ce? Și n-ai voie. Unde v-ați dus? Ați dat o amendă? I-a dat ordine în starea lucrărilor. Nu era seara când a dat amendă, domnule. Se dă ordine în starea lucrărilor, da? Și a prezentat situația aia, bun, nu se restaură primarul acea vreme. Nu, nu, acum, acum, când sunteți, de 2 ani în zile. Deci, nu am dat nici o îmbrașare, acolo am dat nici o îmbrașare. Încă o chestie în care vreau să o lămuresc legată de serviciul ăsta de apă și canalizare, vă rog să faceți un studiu, cum ați făcut pentru preluarea rezervorului, nu, nu, pentru preluarea instalațiilor de la colină, da? De la colină, pentru că oamenii aia sunt stresați, săraci. Și nu știu, dar nu fac campanie, domnul, dar eu nu fac campanie. Deci, este cetățenii ai comuni în Măgura și trebuie exact cum a vrea să vă... Da? Nu. Sunt cetățeni. Și trebuie să preluați dumneavoastră Consiliul Local, nu știu, să faceți demersuri pentru preluarea acestei probleme, pentru că vine grafia... Dar cum vine să preluați dumneavoastră Consiliul Local? Cum? Păi noi suntem Consiliul Local, spuneam noi, chiar nu sunt sistem. Cum să preluați dumneavoastră? Cum au venit domnule noi cu un proiect de hotărâre prevenit? Eu sunt bucură o dată, domnul. Dar trebuie să ne asumăm, să vedem, să luăm așa, cam, să vedem care sunt pașii de urmat. Trebuie problema primarului, ea nu are. Bun, și? Că noi trebuie să facem ceva, dar nu s-a ajuns primarului. Dar nu-i dau un mesaj de domnule, așa. Domnule, așa, așa, nu putem merge pe acolo, să lucrează la problema asta. Până acum toate proiectele aproape toate. Nu este o treabă, nu este o treabă chiar atât de simplu, da? Vorbim despre un obiectiv situat, situat, pe proprietate privată, domnule. Înțelege aspectul ăsta, nu este domeniul public, pe proprietatea privată a lor. Adică fiecare cetățean de la bloc de acolo are o părticică din canalizare. Și rezervorul respectiv nu tot timpul. Și așa înseamnă să ce vorbim, băi, deci proprietatea privată, nu colegi acolo, nu e nu e cu domeniul public. Dacă ai fi cu domeniul public, cum este bazinul despre care vorbim, ai altceva. Ai altceva. De ce nu le spuneți, domnilor, faceți-vă ceva sau veniți tot, mergeți la notar și spuneți că să... Eu mă vă strâng semnături, dacă vreți, că este toți de acord ca să vă predați serviciul de aceste pompe. Dacă vreți, mă duc mâine. Dar vă mulți și vreți să spuneți. Au făcut oamenii adrese aici, au făcut totul acolo. Au făcut să ce s-a făcut sunt. Cu ce este problemă? O să găsim. Vă rog așa. Haideți, au făcut oamenii, nu știu care este situația juridică, nici noi nu știam. Am intrat târziu în posesia contractului pe care cumpărăm doar terenul. Stația e acolo, am înțeles, de sub, e pe terenul respectiv. Am făcut demersul la FIAL, încă căutăm documentație de la FIAL, că s-au făcut cu blocurile. Pentru că blocul n-ar putut să fie decât cu... Iar după legea locuinței, că am studiat-o de nevoie acum foarte atent, parte din instalații sunt a proprietarilor. Deci eu am cumpărat. Și ce trebuie făcut la ANA, trebuie rezolvat o problemă cu... E o problemă de natură juridică.
între Fiat și... Am înțeles. Între Fiat și... Și Golden Emilian. Nu, și cetățeni. Lor le-a vândut aparcarea. Lor le-a vândut, nu Gold. Fiat nu avea voie să vândă terenul respectiv lui Golden Emilian. Și atunci problema nu este între Fiat și cetățeni? Bun, și acum ce trebuie să facă ca să stăteze problema? Da, mă. Să doar nu știți, oricum nu să așteptăm documentația. Să așteptăm documentația de... De la cine? De la Fiat. Documentația care a fost făcută instalația acolo. Și de când ați făcut ce... Adresa am făcut-o imediat după ce a venit domnul... Ce să răspunde el? Ce nu știi? Domnul președinte, să mai trebuie să vorbim pe asta. Nu știți, dar trebuie să franșeze cineva ce-i făcut. Deci vorbim despre sistemul actual, pe care îl avem în inventarul domeniului public, la care îți pot franșa cetățenii comunii lor. Ai înțeles? Am înțeles. Așa. Bine. Și banii cine încasează? Deocamdată banii încasează da, multe miliarde. Încasează multe miliarde, pentru că ei au plătești multe. Domnul primar, și nu te avea hotărârea Consiliului Local după ce ați primat apa și canal de la domnul Codem? Da. Pentru ce? Păi ca să încaseze. Omul încasează acum, nu are licență de furnizare, nu are nu știu care și încasează. Primăria, ca să poată funcționa așa cum trebuie, ar trebui să aibă doar la fel licență de funcționare. Da. Toate chestiile astea pe care le-am văzut. Suntem în proces de predare către CRAP. CRAP vă pune niște condiții, e interativism. Verifică documentele, aceeași situație este și la Uizi, aceeași situație am discutat și cu domnul primar de la DMU, deci mai multe comuni și Bălcescu este în aceeași situație, nu suntem numai noi, vreau să înțelegeți aspectul ăsta. Am înțeles. Deci nu suntem numai noi, ne ține la bară crabul pe noi și pe restul îi favorizează sau îi primește în brațe de sus. Nu, la toată lumea pune tot felul de condiții, îți trebuie până la urmă, de fiecare vrea să-și ia un sistem, dacă nu. Domnul Răzvan Ciorcelă, vă rog. Eu am fost pe unul. Vă rog, Iisus, credeți-mă cum vă răzvan înaintea noastră. Îmi cer scuze că situația din față nu am o sănătate prea precară. Adică astăzi am probleme, mă simt foarte rău și nu o să mai stau. Poate să mai lungești ședința. Da. Eu atâta vreau să zic felicitări Consiliului Local, a domnului primar, a domnului vice și a tot aparatului pentru realizarea de pe satul Sohodol pe extinderea rețelei de gaz și tot în aceeași măsură rog pe domnul vice și domnul primar să vină în urma lucrărilor pentru că nu știu cât mai durează, am solicitat și individual chestia asta pentru că datorită situațiilor meteo s-a creat acolo drumul nu impracticabil. Astăzi sau pentru că da, foarte bine. Să fac obiectul. Oricum, eu o să stau cu ochii pe ei ca să fie adus cel puțin la situația inițială la care a fost drumul, în data începerii lucrărilor. Și mai am o rugăminte, așa cum a spus și domnul Bugaciu, într-adevăr, Picorhană trebuie intervenit cât mai urgent. Sunt unele zone unde proprietarii au turnat beton. Probabil. Am fost da? În bază, am fost de săptămâna trecută. Și, într-adevăr, jumătate de sector de drum este, practic, distrus. Apă o ia pe mijlocul drumului și, ca atare, se întâmplă ceea ce se întâmplă. Da. Vă mulțumesc frumos și dacă îmi permiteți să mă retrag, domnul președinte, că mulțumesc foarte mult. Discuții sunt multe, cred că ne învârtim și tot acolo ajungem. Eu am avut deci, proiectul de hotărâre cu loturile concesionate. Deci, într-un an și ceva, nu mi s-a pus la dispoziție ceea ce am cerut. Totodată nu s-a verificat, noi am verificat, eu cel puțin am fost, dar
cunoștinții de cauza respectivă avea inclusiv domnul primar, că era consilier de perioada 2004-2008. Domnul Vasiloiu, când o cumpără, când o luați pe terenul de la Vasiloiu Gabriela, deci printr-un fals, având în vedere că Consiliul Local la timpul respectiv o reziliat acele contracte prin faptul că nu erau construcții. Iar construcțiile domnul Vasiloiu le construia, iar noaptea le strica. Sunt documente justificative la poliție. Ca până la urmă, în luna iunie anul trecut, când s-a luat hotărârea ca noi ca să duc la îndeplinire verificarea loturilor, atunci s-a făcut actul de vânzare-cumpărare către băiatul Vasiloiu, fiului Vasiloiu, care a fost primar, Ionel. Cum putem să verificăm atâta timp cât nu mi s-a pus la dispoziție și mi s-a pus ambigu lista respectivă, prin faptul că mi s-a pus 156, dar mi-a trecut altceva decât loturile respective care erau. Eu asta am cerut. Lista care a fost cu schiță, cu tot, în 2004, în 2005, ultima care a fost și cea din 2001, care a făcut-o Vasiloiu, licitațiile. Deci, tocmai că nu mi s-a pus la dispoziție ceea ce am cerut, mi s-a pus cu totul altceva, dar constat că aici sunt niște interese. Și interesele care sunt, cred că vă dați seama, dacă nu le voi spune tot el la timpul potrivit. Deci, nu am putut ca să duc la îndeplinire, a fost consilier, a fost președinte de ședință, erați în cunoștință de cauză, eu eram primar, fiind primar, nu aveam treabă cu loturile, pentru că comisia respectivă s-a stabilit prin Consiliul Local, iar eu eram persoana, iar eu ca primar, nu aveam treabă să mă implic în ceea ce normal comisia respectivă o stabilit. Ei au stabilit și se cunoștea că terenurile respective au fost reziliate, se cunoștea că domnul Vasiloiu a făcut prin abuz ceea ce a făcut, se cunoștea că Vasiloiu Doinița în 2004, în luna mai, în luna a 5-a, când i s-a atribuit un contract, nu a avut un contract prin câștigarea unei licitații pentru orice teren, poți să le iei printr-o licitație conform legii 50-91 cu modificările ulterioare. Deci sunt probleme care nu le-am putut duce la îndeplinire și nu cred că nici nu pot ca să mă implic, având în vedere că sunt dedicii de aici, din primărie. Ați avut vreun lot concesionat, domnul primar? Ce? Ați avut nu. Un lot? Eu nu. Familia dumneavoastră a avut un lot? Dacă a avut cine a avut, cine a participat la licitație. Dacă familia dumneavoastră a avut un lot concesionat? Pe mine nu mă interesează, nu. Nu știți, nu? Habar n-are. Dar nu mă interesează asta. Dar și domnul. Pentru că nu m-a interesat. Dar... Interesat este de cel care concesionează. Erai primar cât ți-a trebuit în loc. Nu eu. Și acum faci nebunul. Deci eu nu mi-am atribuit. Cel care a participat. Cel care a participat. Deci eu nu mi-am atribuit. Da, da, da. Mie nu mi-am atribuit. Că interesarul Constantin Olăt e lucrul. Da, da, da. Ăsta, ăsta. Mai tai eu că... Nu le tai. Nu le tai. Mai tai eu că e gogonatul. Ce gogonat? Eu nu cred. Nu e chiar așa. Domnul are nimeni nicio problemă să vă pună toate documentele la dispoziție. Dacă vă pun la dispoziție ceea ce avem la tine. Nu putem să inventăm la ea pe care nu le avem. Mi-ați cereți procese verbale din 2001, din 98, pe care efectiv nu le găsim parte din ele. Ce am găsit, v-am pus la dispoziție. Vi se pare dumneavoastră că vi se dau, eu știu, eronat sau în procesele alea verbale sunt trecute alte date decât cele care sunt. Aia ce avem, aia v-am pus la dispoziție. De ce îmi reproșați pe asta, spuneți că în calitate de primar nu aveați de ce să vă implicați. Dar de ce mi-i putați mie când nu mă implic în treaba asta? Aveți vreo treabă cu loturile astea? Nu ați fost în local. Ați făcut comisii. Ați solicitat. Nu mi s-a pus la dispoziție. Dar ce vreți, mă, dau mai mult decât este? Păi, dar nu s-a pus la dispoziție ceea ce am cerut. În luna decembrie știu că am avut discuția cu Vasiloiu. Am un act. Cu o lună de zile, proiectul de hotărâri, tocmai pe consilierul ăsta. Noi mergem și mă uităm o dată. Este o lege de construcție acolo. Despre asta vorbim. A fost cu doamna secretară, cu comisii, de aici. Dacă vreți să mergeți, mergeți și cu asta. Nu e o problemă. Nu înțelegi. Pune domnul că nu știe dacă a avut un loc concesionat sau nu. Și toată lumea din statul ăsta știe că trei starul a avut lot acolo și l-a vândut.
Să știi toată lumea cui l-a vândut. Arată-mi trăisarul Constantin pe concesionarul. Lasă-mi, când mă zăpăcești. Asta ține de fiecare și de... Lasă-mi, mai sunt și alții. Da, domnul trăisarul, că... Sunt destui, dar eu, numai el vorbește. Da, hai să vorbim. Păcar cine a făcut acela, cel ăsta, nu facă răzit. Dar el să trezește mai desemnă cu cineva și îmi spune problema că de ce să facă legalitate. Cât ilegalitate, domnul trăisarul? Deci indiferent, o participa la citație, are dreptul lui. Dar eu vă spun altceva. Ați semnat, ați făcut recepții cu firmă la care ați fost asociat. Deci asta era mai grav. Pentru că ați fost asociat și ați învârtit bani prin banii primăriei. De timpul mandatului lui Palatia Alexandru, care vă era și cumnat. Și nu aveați dreptul ca să facem. Nu trebuia să vă puniți casanul ăla, rezervorul ăla, tocmai în dealul mare, deci, care ați luat 200 milioane pe el. Domnul președinte, vine cu propunere de organizare. Da. Deci ați luat bani pe cel ăla. Domnul președinte, dați voi și eu și eu cuvântul, trebuie la diversul. Da, bă, nu, domnul primar, îmi adresez atenția cu ceva și îmi cer scuze. Cu ceva la un domeniu care nu am să pricep. Da, haideți să trecem la un domeniu. Domnul, aduce rog. Dacă mai faci discuții... Hai să trecem la lucruri serioase. Avem o solicitare din partea unei firme care îmi pun la dispoziție o, tot așa, o ofertă cu datorile mea există o prezență, să vă pun în, să mă aduc la cunoștință dumneavoastră, din modernizarea sistemului tribunal public în Comuna Băgura, ca să vă dau niște detalii așa din ce am înțeles eu. Da, prețul e undeva la 450.000 de lei, bine, 450 fără TVA, cu finanțare pe 5 ani de zile, 700 de corpuri montate. Și ceea ce ne prezentam mai devreme, acum un an... Dar nu era aia? Nu, acolo cred că avem altceva, vreo 500 și ceva de corpuri, aici 700 de corpuri, e, nu știu, sunt oferte care apar, care vin pe, și solicită să le pot aduce și supun atenție dumneavoastră. Cum se numește? El. Electrofrescu face aici un studiu de oportunitate. Un studiu de oportunitate. Colegul dumneavoastră, nu care și-a total corpul 700. Eu trebuie să-l spun, dacă nu spun după aia vine ceva, bă, chiar nu vrei să comunici cu orice local. Să înțeleg că au fost un proiect la Da. Nu mă cred că da, au fost și-o făcut, uite, Electrofrescu. Spune aici, ce soluții dă? 457 de lei. Deci, cum trebuie să apoi, iar primar la trebuie 105 de 45, 130 de 6. A domnului primar liberal de la Treșa. Domnul Berușcă, vedeți cum sunteți dumneavoastră pe jos? Dacă era de altă, nu știam. Domnul președinte, mai rog și noi cuvânt. Așa, opa, corect. Sunt adresit, după aia o să spuneți, doamne, nu ne-ai informat. Dar așa și tot felul de discuții și cu așa, între aici. Oricum e greșit oferta, stați să știți, până o respectă. Deci PSD-ul e complet, ca să știi toată lumea. Deci primării așa, părintele... De la Sfântul Nicolae, părintele Eduard Bumbureanu, vine cu o solicitare către noi să-l sprijinim, că din ce studiu dumneavoastră, eu l-am făcut credit ca să-și rezolve casa de aici, cu ce-o mai, casa praznicală, cu ce-o mai făcut la capel acolo. Mie mi s-a părut o chestie de bun simț, adică omul zi, domnule, vin punctual, exact cum am cheltuit 21.840 lei, ăștia bani pe care am cheltuit și pe care aș mai avea de, cumva, de plătit către furnizorii de materiale. Bineînțeles că suma e mult mai mare ce o cheltuie de acum, dar ce mai rămas din toată ar fi 21.840. Sunt de acord că la o eventuală rectificare. Eu știm fiecare dintre noi ce e fotocopie. Deci pentru parohia Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae, cealaltă. N-am găsit acum, sincer, n-am găsit și nici nu... Am zis că nu se cade să vină în fața. Cu rectificare de genul ăsta, exact cum spunea Coș, doamne, tăiem din dezvoltare. Deci domnul primar pentru parohia Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae, da. Pentru Sfântul Nicolae. Doamne primar. Te rog. Dar
Da, și eu... Deocamdată, deocamdată, vom vedea pe parcurs, dacă mai se ne spune. Suntem la nivel, sunteți la cuvântul liber, fără președinte. Era legat... Pe parcurs, dacă mai găsim resursi, o să ajutăm și celălalt de parochie, dar... Da, s-a spus, celălalt tiparul aici s-o mai ajutat. Domnul Baia, știți, dacă nu e un leu, nici un leu. Domnul Baia, știți, dacă s-au vorbit, au făcut oferta pe același preț. 450.000, 037. Am un bufet, trebuie să știi același patru. Păi nu, măi, dar unul face... Știți de ce, domn primar? Păi unul face studiul de domnul primar, pragul din SEAP pentru atribuire directă pentru lucrări este de 450.000. Da, dar ăsta are 700 de corpuri. Am vreau 700. Păi te-am luat două oferte, măi, omul. Una faci 100 de corpuri, dar, și unul faci un ofert. Una electroprestul face nimic. Uite. Electroprestul face același lucru care face și el. Dar este acolo cu tine. Asta e documentația care o am luat. Dar sunt și eu copii. Dar, domnul primar, că asta a solicitat un studiu de oportunitate cu toate aprobarea. Trebuie să puneți la vizită. Omul că întotdeauna am un studiu care îl ofer gratuit, care stă la baza, stă la baza oferii. V-a făcut o solicitare scrisă? Aveți o solicitare scrisă sau o lucrat de numărat? Domnul Chitic, adresați întrebarea, vă rog frumos. Da, secretar, vă rog, nu mai consemnați ce spun eu. Spuneți-ne și nouă, care e situația cu